Cartea din Pildele Mântuitorului de preot Iosif Trifa, ediția 5, -a, editura Oastea Domnului, Sibiu 2000. Cuvânt înainte. Poporul nostru cunoaște mai ales evangheliile care se citesc duminică, dar cele mai multe din învățăturile Mântuitorului nu vin la rând în evangheliile duminicilor de peste an și de aceea oamenii le cunosc mai puțin sau chiar deloc. Între acestea sunt și cele mai multe dintre Pildele Mântuitorului. Și, o, oh, ce minunate sunt aceste pilde! Mântuitorul a fost un învățător neîntrecut. El n-a predicat oamenilor din glas de filozofie neînțeleasă. El a folosit pilde și asemănări luate din viața și traiul oamenilor. Sunt simple aceste pilde, dar în ele se află tot adâncul înțelepciunii. Mă folosesc și de acest prilej să le spun cititorilor din popor că toate pildele și învățăturile cele frumoase din această carte sunt luate din Noul Testament, adică din cartea ce cuprinde toate învățăturile Mântuitorului și ale Apostolilor. Iată ce comori scumpe sunt în Noul Testament. Nu este pe suprafața pământului o carte mai cu putere decât Noul Testament. Și totuși, sunt atât de puțini acei creștini care au această carte și se adapă din puterea ei. Eu cred că nu este sub soare un lucru mai dureros decât un creștin care știe citi, dar nu are în casa lui Noul Testament și nu citește zilnic din el, ca să ia viață din viața lui Isus, dar din darul lui, lumină din lumina lui, putere din puterea lui. Toți cei cuprinși de râvnă pentru sufletul lor și pentru lucrul Domnului, vor afla în aceste pilde un ajutor pentru întărirea lor sufletească și pentru aducerea sufletelor la Mântuitorul pentru trezirea păcătoșilor la o viață nouă, nimic nu lucrează cu atâta putere ca pildele Mântuitorului. Mulțumesc și din acest loc Domnului și Mântuitorului meu Isus Hristos că mi-a ajutat să tâlcuiesc aceste pilde. Pe el îl rog să-i binecuvinteze cu dar de mântuire sufletească pe cei care le vor citi și pe cei care le vor răspândi, căutând cu ajutorul lor să pescuiască suflete din adâncul fără de legilor. Sibiu, la 1 decembrie 1927. Iosif Trifa, preot, redactorul Foii Lumina Satelor. Capitolul 1. Pilda cu fiul cel pierdut. Zisa domnul pilda aceasta. Un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei, tatălui său, Tată, dă-mi parte ce mi se cuvine din avere și le-a împărțit averia. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel tânăr s-a dus într-o țară departe și acolo și-a risipit averia trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Și doria să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-și în sine, a zis, Câți argații ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și, sculându-se, a venit la tatăl său. Și, încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă. Și, alergând, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și a zis fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slujile sale: Aduceți de grabă haina lui cea din tâi și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și aduceți vițelul cel îngrășat și îl și mâncând să ne veselim. Căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Luca 15, versetele 11 la 24 O, ce minunată este această evanghelie a fiului pierdut! Parcă nicio altă evanghelie nu arată omului așa de lămurit calea mântuirii sufletești. Ca într-o oglindă se vede în această evanghelie viața omului și ca un cântec cere se aude din chemarea Întoarceți-vă păcătoșilor la Dumnezeu. Prin trei stări ne arată evanghelia că a trecut calea fiului rătăcit. Întâia stare a fost când a rupt legătura cu tatăl și ieșind din casa acestuia și-a prădat averia, alunecând tot mai mult în ticăloșie. A doua stare a fost când s-a oprit în loc din calea rătăcirii și s-a întors înapoi la tatăl său. Iar a treia stare a fost iertarea și bucuria cu care l-a primit tatălui. Să luăm aminte că prin aceste trei stări trece și viața noastră cea sufletească. În chipul și asemănarea fiului din Evanghelie, rupem și noi legătura cu tatăl ceresc, de câte ori păcătuim și apucăm pe calea păcatelor. Când ne aruncăm în brațele poftelor și ale păcatelor, atunci începem și noi să prădăm averia pe care ne-a dat-o Tatăl Ceresc. O, în câte chipuri risipesc oamenii averea sufletească ce o au de la Dumnezeu? Ție, omule, ți-a dat Dumnezeu minte și înțelepciune să le pui în slujba mântuirii tale sufletești, dar tu îți risipești mintea și înțelepciunea punându-le în slujba păcatelor în silința de a înșela și a minți pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Ți-a dat Dumnezeu sănătate, dar tu o risipești în beții, chefuri și desfrânări. Ți-a dat Dumnezeu avere și bani, dar tu le risipești în pofte și plăceri. În loc să faci o fântână de milă și milostenie pentru cei săraci, bolnavi și neajutorați. Sunt multe și felurite căile de a risipi averea sufletească ce o avem de la Tatăl Ceresc și toate duc acolo unde a ajuns Fiul din Evanghelie. La și trupească și sufletească. Fiul cel pierdut, după ce a rupt legătura cu tatăl său, a mers din rău în mai rău, până ce a ajuns slugă la porci, flămând și zdrențăros. Aceasta e și azi în însușirea păcatului. Când apuci pe calea răului, ca tot mai jos și mai în jos, până când ajungi sluga diavolului și te pogori în rând cu dobitoceștile patim. Când ajungi pe căile răutăților, păcatul îți rupe zi de zi haina sufletului, până când ajungi un suflet chinuit și zdrențuit de patim rele. Fiul din Evanghelie ajunsese la ultima treapta de căderii, ajunsese la marginea prăpastiei. Un pas poate îi mai trebuia și ar fi fost pierdut cu totul. Mulți dintre oameni ajung la această decădere a fiului pierdut și mulți, cei mai mulți, nu se opresc în loc, ci merg înainte, la peire. Unii se spânzură, pe alții mănâncă bolile și moartea, iar pe alții înghit temnițele. Sărmani. Aceștia nu se mai întorc niciodată la casa de unde au plecat și la tatăl care așteaptă. Fiul din Evanghelie n-a făcut așa el s-a oprit în loc, tocmai când ajunsese la marginea prăpastiei și a venit în fire, zice Evanghelia, adică s-a trezit ca dintr-o amorțeală, ca dintr-un somn de moarte și, văzând cu groază unde a ajuns, a strigat plângând cu amar, scula mă voi din această stare ticăloasă și mă voi duce la tatăl meu. Aici e și începutul mântuirii tale sufletești, iubite cititorule să-ți dai mai întâi seama cu groază în ce stare ticăloasă te-a dus păcatul, să te înspăimânți de această stare de peire și să ieși numai decât din țara păcatelor, așa cum a făcut fiul din Evanghelie. Mulți arată părere de rău pentru păcate, ba și plâng pentru ele, dar din păcate nu ies. O astfel de căință n-ajunge la nimic. Evanghelia ne spune că tatăl a iertat pe fiul ce își prădase averea, ba încă și o spăți de bucurie a făcut pentru cel ce mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Asta înseamnă că Tatăl Ceresc stă gata să ne ierte și pe noi și să ne primească și pe noi, oricât de păcătoși am fi. O, ce veste bună ne spune această Evanghelie! Oricât de păcătos ai fi tu, cititorule, află că Tatăl Ceresc întreabă de tine, te dorește și te așteaptă cu brațele deschise. Un păcătos a întors la Domnul și uitați-vă ce bucurie s-a făcut pentru întoarcerea lui. Cerul se deschide, îngerii cântă și Tatăl aleargă în calea lui. Cerul și pământul împreună se bucură și se veselesc. Pentru cine? Pentru un stricat, pentru un ticălos care se întoarce la Dumnezeu. Imaginea de mai sus este, dragă cititorule, icoana și oglinda prin care vedem mila și bunătatea Tatălui ceresc. Când se întoarce omul păcătos din calea răutăților, se bucură Tatăl ceresc, se bucură și îngerii din cer pentru un păcătos care se pocăiește. Luca 15:10. Tu, dragă cititorule, când citești aceste rânduri, poate ești undeva departe, în calea rătăcirii și a pieirii. Oprește-te, frate dragă! Oprește-te îndată din calea morții și te întoarce la Dumnezeu. Pleacă, întoarce-te la Dumnezeu așa cum ești, cu haina sufletului ruptă și zdrențuită de păcate. Fiul cel pierdut n-a așteptat până să-și facă ceva haine, căci atunci ar fi pierit întoarce-te așa cum ești, că și Tatăl cel Ceresc te așteaptă cu haină nouă și cu inel nou pentru a începe o viață nouă. Vino acasă, suflet rătăcit, vino acasă din grozava pustire în care rătăcești. Vino acasă căci ai stat destul slugă la diavolul și ai petrecut împreună cu porcii lui, adică cu dobitoceștile, patim și plăceri păcătoase. Vino, dragă suflet rătăcit și căzând înaintea Tatălui Ceresc, zici și tu, Tată și Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta. Mulți ani am trăit fără de Tine. Averea ce mi-ai dat-o, am risipit-o. Vino acasă. Vin acasă flămând, prăpădit și zdremțăros. Primește-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne. Când astfel te întorci la Domnul, Bucurie mare se face în cer pentru întoarcerea ta. Iar în viața ta se pogoară un dar, o putere, o binecuvântare și o schimbare pe care nu le-ai avut și nu le-ai cunoscut. Vremurile noastre sunt un mare fiu rătăcit. Vremurile noastre sunt pilda fiului rătăcit arătată în chip mare. Pe fiul cel pierdut, la întors acasă lipsa, foametea și necazul. Necazurile și suferințele vin din îndepărtarea de Dumnezeu, ca o chemare cerească, să ne oprim din calea morții și să ne întoarcem acasă la cele sufletești. Necazurile, greutățile și lipsurile vremurilor noastre sunt strigarea și chemarea Tatălui Ceresc ca să ne oprim din calea răutăților și să ne întoarcem acasă la el. Însă lumea, oamenii de azi, aleargă înainte pe căile pierzării, necazurile și greutățile nu i-au putut opri în loc. Vremurile noastre sunt un mare fiurătăcit ce a ajuns să mănânce roșcovele. A ajuns să îndure cumplite lipsuri și greutăți, dar nu vrea să se întoarcă acasă la tatăl ceresc. Chefuiește, rabdă și stă slugă la diavoleștile patim, dar nu vrea să se întoarcă acasă la mântuire. De greutăți și necazuri nu vom scăpa până ce nu vom apuca înapoi pe calea întoarcerii la Tatăl Ceresc. Lumea de azi e plină de firătăciți și nepăsători, de aceea nu mai sosesc binele și ușurarea. Ca să scăpăm la bine și ușurare, ne trebuie și nouă lacrimile fiului pierdut și hotărârea lui, Sculane vom din răutăți și ne vom întoarce la Tatăl nostru Cel Ceresc. Fără această hotărâre... Nu vom avea ușurare. Capitolul 2. Pilda cu oaia cea pierdută. Și se apropiau de el toți vameșii și păcătoșii ca să-l asculte. Și fariseii și cărturarii cărteau zicând: Acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și a zis către ei pilda aceasta spunând: care om dintre voi, având o sută de oi și pierzând din ele una, nu lasă pe cele 99 în pustie și se duce după cea pierdută până ce o găsește? Și găsind-o, o pune pe umerii săi bucurându-se. Și sosind acasă, cheamă prietenii și vecinii zicându-le, Bucurați-vă cu mine că am găsit oaia cea pierdută. Zic vouă, Că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se bocăiește decât de 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Luca 15, versetele 1 la 7 O, ce pildă de iubire cerească este și aceasta cu oaia cea pierdută! Cei mai mulți creștini au o credință plină de frică și de teamă pentru un Dumnezeu ce pedepsește păcatul. Dar miezul creștinismului nu e acesta, ce un mântuitor care se apropie cu milă și iubire de cei păcătoși și umblă să-i scoată din pieire. Isus Mântuitorul a venit pe pământ împlinind profeția de la prorocul Isaia, Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vinde pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor zdrobiți slobozire și celor prinși în război libertate. Isaia 61 cu 1 Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Așa le-a răspuns Isus fariseilor ce cărteau că stă la un loc cu cei păcătoși. Matei 18:11. În pilda cu aia cea pierdută, putem citi dragostea și bunătatea Mântuitorului, care a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut în chipul omului care a lăsat cele 99 de oi și a plecat să o caute pe cea pierdută este Isus, păstorul cel mare și bun care caută oile cele rătăcite, le întoarce pe cele fugărite, le leagă pe cele cu piciorușele frânte și le întărește pe cele slabe. Ezechiel 34,16 Isus este și azi păstorul cel bun, care umblă neîncetat să ne scape din pierzare. Într-un alt loc, Iisus a zis, Eu sunt păstorul cel bun. Oile mele ascultă de glasul meu. Eu le chem pe nume și le vin după mine. Și eu le dau viață veșnică. Ioan capitolul 10 Minunat glas, minunată chemare. Asta ar fi împlinirea Evangheliei și împlinirea chemărilor noastre. Al urma cu toții pe Isus, păstorul cel mare, și asculta glasul lui. Însă, vai, suntem încă departe de împlinirea acestei Evanghelii. Lumea e plină și azi de oi rătăcite. Domnul Isus e și azi păstorul care caută oile cele rătăcite. E păstorul fără de odihnă până la sfârșitul viacurilor. El caută și strânge mereu oi rătăcite. Dragă cititorule, poate că și eu, poate că și tu suntem niște oi desprinse din turma Marelui Păstor. Ne-a înșelat păcatul, vai de noi. Rătăcim prin păduri fioroase de fără de legi. Am dat prin pășuni pline de gălbiază. Am căzut în prăpastii de pierzare. Dar oricât de rătăcit am fi, Domnul Isus, Păstorul cel bun, e gata să ne scape și să ne mântuie. Oricât de rătăcit, oricât de păcătos ai fi tu, dragă cititorule. Află că Domnul te caută, Domnul te strigă, Domnul umblă să te scape din pierzare. În starea în care te afli, poate că tu nu mai poți face nimic pentru mântuirea ta. Ești o aer rătăcită, care te-ai agățat cu totul în spinii patimilor rele. Ești căzut într-o prăpaste din care nu te mai poți ridica. Ești rătăcit printr-o pădure de fără de legi din care singur nu mai poți ieși. Dar mântuirea ta, începe tocmai în clipa când afli și simți acest lucru. Când afli că singur nu mai poți scăpa, când afli și simți că îți trebuie un ajutor, când afli că ești pierdut și începi a striga să te audă păstorul. Strigă! Atâta se cere de la tine. Strigătul din adâncul sufletului tău, după păstorul cel bun și milostiv. Când păstorul își pierde o oaie, ce face? pleacă după ea peste câmpuri sau păduri și oprindu-se, ici colea, o strigă pe nume și așteaptă răspunsul ei. O strigă pe nume și apoi ascultă să audă strigătul ei deznădăjduit. În clipa când oaia a răspuns, ea este mântuită. Păstorul se îndreaptă îndată spre ea și o scapă din pierzare. Așa e și mântuirea ta, dragă cititorule. Isus, păstorul cel bun, te strigă pe nume și așteaptă răspunsul tău de oaie rătăcită. Te strigă așa precum odinioară Dumnezeu l-a strigat în grădina Edenului pe Adam. Adame, unde ești? Vrând să trezească în el conștiința păcătuirii sale. Așa te strigă și pe tine Iisus, păstorul cel mare, ca să trezească în tine cunoștința stării tale cele păcătoase. Domnul Iisus, păstorul cel bun, te strigă pe nume și în fața acestei strigări tu trebuie să-ți dai seama de starea ta păcătoasă. Trebuie să-ți dai seama că ești într-o stare de piezare din care numai El te poate scăpa. Și dându-ți seama de aceasta, să răspunzi îndată, Aici sunt, Doamne, eu sunt oaia cea pierdută care am fugit din turma ta. Fieți milă de mine, căci sunt într-o stare grozavă. M-am agățat cu totul în spinii patimilor și nu mă pot elibera. Sunt plin de răni și nu pot scăpa sunt într-o prăpastie fioroasă din care nu pot ieși. Tremur de frică și sunt bolnavă. Fieți milă de mine, scapă-mă, căci mă prăpădesc. Când astfel răspunzi la chemarea Domnului, Domnul îndată aude strigarea ta și, ca un păstor bun și milostiv, te scapă îndată de pierzare. Te ia pe omerii lui, îți tămăduiește rănile și te face iarăși o oaie din turma lui cea binecuvântată. Însă vai, câți ascultă chemarea marelui păstor, câți cer ajutorul lui. Ia seama, dragă cititorule, poate și tu stai rătăcit pe undeva prin atare pustiu de păcate. Iisus, marele păstor te strigă pe nume, dar tu taci. Te cheamă neîncetat, dar tu nu răspunzi. Iată-l peste dialuri pe bunul păstor, aleargă grăbit, caută ceva cu zor pe tine te caută, dragă suflete pierdut. O chemare dulce prin munți și văi se aude, e glasul lui, te caută pe tine, te strigă pe tine, dragă suflete, rătăcit în pădurea păcatelor. De când te tot strigă pe tine și tot n-auzi? Peria te așteaptă și tu taci? Lupii urlă în apropiere și tu nu te înfiori? Vulturii cu ghiare lungi se rotezi deasupra ta și tu nu te îngrozești? Grăbește-te, suflete pierdut, grăbește-te și strigă-l îndată pe marele păstor, să te afle și să te salveze până nu-i prea târziu. Și, dacă ai scăpat, ajută și pe alții să scape. O, câte oi rătăcesc, mai prin păduri, mai prin trespini, mai prin fund de prăpăstii, fără nicio călăuză, de foame chinuite umblă sărmanele, veniți să le ajutăm, de pieire să scape. Veniți să le ducem la păstorul cel mare. Ferice de cel ce poate raporta, O oaie ți-am adus, marele meu păstor. Am găsit-o păscând în locul plin de gălbiaza alcoolului și a altor patimrele. E greu bolnavă și îi trebuie tămăduirea ta. Rugăciune Isuse, prea bunul meu păstor, eu sunt oaia cea pierdută din pilda Evangheliei eu sunt oaia cea nebună care am fugit din turma ta. Ah, în ce stare grozavă mă aflu! M-am agățat cu totul în spinii păcatelor și nu mă pot elibera. Am căzut într-o prăpastie fioroasă din care nu pot ieși. Aud lupi urlând și tremur de frică. Sunt plină de răni și n-are cine să mă lege. Sunt bolnavă și n-are cine să mă tămăduiască. Fieți milă de mine, Doamne, căci mă prăpădesc. leagă rănile cele sufletești și mă ridică în brațele tale. Ridică-mă din pierzare și mă du iarăși în turma ta cea scumpă. Scoate-mă din gălbiază și mă du iarăși la pășunea vieții. Eu sunt oaia cea pierdută. chiamă mă Mântuitorule, și mă mântuiește, ca să pot cânta cu psalmistul în toate zilele vieții cântarea mântuirii mele. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m-a hrănit, sufletul meu l-a întors. Psalmul 23, versetele 1 la 3. Un răspuns potrivit. Un pusnic, întreba odată într-un târg, după un cal care să aibă coadă de oaie. Târgoveții, începura a râde, ziceau că e nebun. Atunci pusnicul astfel grei. Voi sunteți nebuni, dragii mei, că vă petreceți viața în fără de legi și totuși, la capătul vieții, vreți să muriți ca niște oi din turma lui Hristos. Vă numiți oi din staulul lui Hristos, dar alergați în galop pe toate drumurile fără de legilor. Târgoveții înțeleseseră predica și se depărtaseră rușinați. Capitolul 3 pilda cu drahma cea pierdută. Și se apropiau de el toți vameșii și păcătoșii ca să-l asculte. Și farisei și cărturarii cârteau zicând, Acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și a zis către ei pilda aceasta spunând, Care femeie, având zece drahme, dacă pierde o drahmă, nu aprinde lumina și nu mătură casa și nu caută cu grijă până ce o găsește? Și găsind-o, cheamă prietenele și vecinele sale, spunându-le, Bucurați-vă cu mine, că căci am găsit drahma pe care o pierduse Zic vouă, așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Luca capitolul 15, versetele 1 până la 3 și 8 până la 11. Pilda cu drahma cea pierdută închipuie și ea mântuirea păcătoșilor, închipuie dragostea și iubirea ce o are Dumnezeu față de noi oamenii și față de mântuirea sufletului nostru. Banii grecești se numesc drachme. Drahma este deci un ban, un leu. Drachma zăcea pierdută prin gunoiul din casă. O acoperise de mult gunoiul, întunericul și rugina. Ea nu mai putea face nimic pentru aflarea ei. Ea zăcea ca pierdută pentru totdeauna. Această drahmă pierdută îi închipuie pe cei mai păcătoși oameni, pe cei care zac îngropați în patimi, acoperiți de întuneric sufletesc și roși de rugina păcatelor. Aceștia sunt oamenii cei biruiți de patim. Aceștia sunt cei ticăloșiți de tot. Aceștia sunt cei pentru care se pare că nu mai este nicio mântuire. Și iată, Domnul le vestește și acestora o bucurie mare. El a venit în lume anume pentru ei. El îi caută anume pe ei. El a murit anume pentru ei și pentru mântuirea lor. Dragă cititorule și scumpă cititoare, poate că și tu, poate că și eu, suntem în chipul Drahmei din Evanghelie. Zăceam căzuți în murdăria patimilor și în întunericul păcatelor. Ne-a acoperit păcatul și ne roade rugina. Vai de noi! Suntem ca și pierduți. Dar oricât de căzut și de ticăloșit vei fi tu, dragă cititorule, află că Domnul te caută tocmai pe tine, că cel a venit anume pentru cei păcătoși. El a venit anume să te scoată și pe tine din întuneric la lumină și din moarte la viață. Tu nu poți face nimic pentru mântuirea ta. Păcatul și patimile ți-au ologit sufletul cu totul și te-au doborât la pământ. Tot ce se cere de la tine și tot ce poți face, aceasta este. Să dorești mântuirea și să-L primești pe Cel ce a venit anume pentru scăparea și mântuirea ta. Dragă suflete căzut în păcate, eu îți aduc o veste scumpă și dulce. Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3 cu 16. Tu ești, dragă suflete, acela pe care Dumnezeu l-a iubit atât de mult și pentru care l-a trimis pe însuși Fiul Său să-L izbăvească. Primește, dragă suflete, acest neprețuit dar ceresc. Nu respinge mântuirea sufletului tău. Primește-L pe Iisus Mântuitorul ca să primești îndată iertare, viață și pace. O, cât de bun și îndurat este Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul! Nu pentru păcate își pierd oamenii Sufletul, ci pentru că nu primesc dragostea lui Dumnezeu. Nu-l primesc pe cel ce a venit anume să șteargă păcatele noastre, pe Isus Mântuitorul. Nu pentru păcate își pierd oamenii Sufletul, ci pentru că nu simt păcatul, nu se înfioară de el, nu umblă să scape de el. Nu știu oamenii prețuind de ajuns sufletul lor și darurile lor cele sufletești. Pilda, cu drahma, ne arată și ea prețul unui suflet de om. Se bucură și îngerii cerului pentru un suflet de om care se mântuiește. Un suflet de om este mai scump decât lumea întreagă cu toate bogățiile ei. Dragă cititorule, drahma din pilda Evangheliei închipuie și darurile cele sufletești. Închipuie talentul ce ți l-a dat Dumnezeu să-l păstrezi și dobândă de fapte bune să faci cu el. Luca 19 Ia seama, poate și tu ți-ai pierdut această drahmă. Când trăiești în păcate și în fără de legi, casa sufletului tău e plină de gunoaie și darurile tale cele sufletești stau căzute ca niște bani pierduți. Din această stare numai o singură cale de scăpare este să primești lumina lui Hristos să lași lumina lui Hristos să facă lumină în viața ta și în sufletul tău. Din toate puterile sufletului tău să strigi, luminează tu, Doamne, casa sufletului meu. În lumina Evangheliei vei vedea în ce stare grozavă ai trăit. Primește, dragă suflete, primește îndată lumina vieții. Primește-l îndată pe Iisus Mântuitorul și atunci vei afla și tu drahma cea pierdută a sufletului tău și ca femeia din pilda Evangheliei, vei striga și tu plin de bucurie. Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am aflat sufletul, m-a aflat Domnul, am aflat mântuirea sufletului meu. Rugăciune Iisuse, bunule Doamne, eu sunt drahma cea pierdută din Evanghelie. Ah, în ce stare grozavă și nenorocită am ajuns! M-a acoperit întunericul păcatelor și gunoiul fără de legilor. M-a obiruit patimile și zac doborât la pământ. N-am nicio putere, nu pot face nimic. Ca și drahma, zac și eu acoperit de întuneric și rost de rugină. Chipul împăratului Dumnezeu s-a șters cu totul de pe drahma sufletului meu. Am risipit darurile sufletești pe care mi le-a dat Tatăl Ceresc. Totul am pierdut, totul am risipit. Vai mie, păcătosul! Cine mă va izbăvi din această pierzare? Cine mă va scăpa din întunericul în care zac și mă va scoate iarăși la lumină? Fieți milă de mine, Iisuse Doamne, căci numai Tu poți face acest lucru. Caută-mă și mă află și pe mine, cel pierdut în fără de legi. Ridică-mă, bunule Doamne, din ticăloșia în care zac și mă curăță de urăciunea fără de legilor. Curăță, Doamne, drahma sufletului meu scump cu scump sângele tău și îi dă iarăși strălucirea pe care a avut-o mai înainte de la Tatăl Ceresc. Iisuse, Mântuitorul meu cel scump, află-mă și pe mine păcătosul, ridică-mă din pierzare și mă mântuiește. Cei trei pierduți și aflați, Fiul, Oaia și Drahma Am dat până aici pe larg din pildele Mântuitorului pe acele cu cei trei pierduți și aflați cu fiul, cu oaia și cu drahmă. Să vedem acum în ce se aseamănă și în ce se deosebesc aceste trei pilde. Toate aceste pilde se aseamănă una cu alta într-un punct. Cei pierduți sunt căutați și mare bucurie se face pentru aflarea lor. Fiul e primit cu brațele deschise și cu o spăți de bucurie, ca unul ce mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Păstorul ridică pe omerii săi oaia cea pierdută, bucurându-se și cheamă prietenii săi zicându-le, Bucurați-vă că am aflat oaia cea pierdută. Așișteria și femeia se bucură cu vecinele sale de aflarea drahmei. Adică la toți cei trei pierduți se potrivește un lucru. Ei sunt în pierzare, ei sunt căutați și bucurie mare se face pentru aflarea și mântuirea lor. Însă este o deosebire între felul cum sunt aflați cei trei pierduți. Fiul s-a întors el singur din calea pierzării. Oaia a strigat după ajutor. Pe când drahma, ea n-a făcut și n-a putut face nimic pentru aflare ei. Aceste trei pilde ne închipuie pe noi oamenii. Închipuie mântuirea noastră sufletească. Într-una din cele trei stări suntem și noi. Ca fiul cel pierdut, poate am ajuns și noi undeva departe în căile pierzării. Ca oaia cea pierdută, Poate ne-am rătăcit și noi în pustiul păcatelor și ne-am agățat în spinii fără de legilor. Ca drahma poate zăceam și noi în murdăria și întunericul patimilor și păcatelor. Cei trei pierduți din Evanghelie se pot asemăna cu trei feluri de bolnavi. Fiul cel pierdut este bolnavul care încă mai poate umbla pe picioarele lui. Poate el singur să meargă la doctor. Oaia cea pierdută este bolnavul ce nu mai poate umbla. Boala l-a doborât la pat, tot ceea ce poate face este să ceară ajutor, să cheme doctorul. Drahma cea pierdută este bolnavul ajuns la hotarul pierzării. Este bolnavul care și-a pierdut orice nădejde de viață. Într-una din aceste trei stări se află și viața noastră cea sufletească. Boala cea sufletească poate că nu ne-a doborât încă jos. Mai putem merge cu ea la doctor. Sau poate că păcatul ne-a doborât. Nu mai putem face nimic decât să chemăm doctorul. Și iarăși, poate că boala păcatului a ajuns atât de repede, încât ne-a luat orice putere, ne-a stins graiul și ne-a pus în fața morții și pieirii sufletești. Însă, oricât de pierduți am fi, oricât de bolnavi și ticăloși cu sufletul am fi, cele trei pilde din Evanghelie ne aduc o veste minunată, o veste scumpă și dulce. Noi putem scăpa din starea grozavă în care ne-a dus păcatul, Tatăl Ceresc ne așteaptă cu brațele deschise. Fiul său cel Sfânt ne caută. Cerul stă gata să ne dea iertare și să se bucure de mântuirea noastră. O, ce veste scumpă și dulce ne aduc cele trei pilde. Ele vestesc în lume dragostea și iubirea Tatălui Ceresc. Până la sfârșitul viacurilor, ele vor vesti în lume cântecul cel dulce al dragostei creștine. Ele vor răsuna neîncetat, ca un cântec dulce vestind între și pământului dragostea și iubirea Tatălui Ceresc. Ele vor vesti până la sfârșitul viacurilor o făgăduință scumpă și dulce. Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât și pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață de veci. Aceste trei pilde ar trebui lipite pe toți pereții, pe străzi, pe case, prin toate locurile de pierzare, pe tot locul pe unde se îmbolnăvesc și mor sufletele. Ele ar trebui mai ales să fie întipărite în inima fiecărui om, nu pentru păcate și pierd oamenii sufletul, ci pentru că nu primesc dragostea lui Dumnezeu, nu l primesc pe cel ce a venit anume să șteargă păcatele lor pe Isus Mântuitorul. Dragă cititorule! Poate și tu ești în una dintre cele trei stări ale pieirii sufletești, dar oricât de pierdut și păcătos ai fi, nu dispera. Mântuirea este lângă tine. Un singur lucru se cere de la tine, să-ți simți starea grozavă în care te afli și să dorești mântuire. Dragă cititorule, ca fiul cel pierdut, poate și tu ești undeva departe pe calea fără de legilor, Oprește-te, frate dragă, oprește-te îndată din această cale a morții și te întoarce acasă. Tatăl Ceresc te așteaptă cu iertare și îmbrățișare sfântă. Brațele lui stau totdeauna deschise pentru iertarea și primirea ta. Ca oaia cea pierdută, poate și tu zaci undeva bolnav, agățat în spinii păcatelor. Isus, păstorul cel bun, te caută. O chemare dulce prin munți și văi se aude. E glasul lui care te cheamă pe tine să strigi, atât se cere de la tine. Strigă să te audă și să te scape. Ca drahma din pildă și tu te-ai ticăloșit de tot. Nu mai poți face nimic. Te calcă în picioare patimile și păcatele. Te-a păcatul, dar nici atunci nu dispera. Crede în cel ce a venit să dea orbilor vedere, robilor libertate, morților viață. Crede și te încrede din tot sufletul tău în cel ce a murit pe crucea Golgotei pentru tine și pentru scăparea ta. Rugăciune Prea bunule Doamne, eu sunt fiul cel pierdut care am ieșit din casa poruncilor tale și mi-am risipit averea ce mi-ai dat-o. Eu sunt oaia cea nebună care am ieșit din turmă și m-am rătăcit și rănit în fără de lege. Eu sunt drachma ce zac călcată în picioare de patim și fără de legi. Am mers din rău în mai rău. Am fost bolnav și n-am alergat la tine, doctorul sufletului meu. Boala m-a doborât și nu te-am căutat. Acum zac fără nicio putere. Graiul mi s-a stins, întunericul m-a copleșit, răul m-a acoperit. Groapa pieirii mele sufletești stă deschisă în fața mea. Isuse, Mântuitorul meu cel scump, tu singur mă poți scăpa din această grozavă pierzare. Fieți milă de mine, prea bunule Doamne, împacă-mă iarăși cu Tatăl Ceresc. Ridică-mă în brațele tale ca pe o oaie bolnavă și rătăcită. Ridică-mă ca pe drahma cea pierdută în fără de legi. Eu sunt bolnav și nu pot face nimic. Caută-mă, prea bunule Doamne, află-mă și mă ridică din pierzare. Capitolul 4 Pilda cu semănătorul Zisa Iisus pilda aceasta, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa, și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea o Și alta a căzut între spini și spinii, crescând cu ea, au înăbușit-o. Și alta, a căzut pe pământ bun și crescând a făcut rod însutit. Și ucenicii lui îl întrebau, ce înseamnă pilda aceasta? El a zis, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înnăbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată și bună, aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Luca 8, versetele 5 la 16. Tâlcuirea acestei evanghelii a spus-o însuși Mântuitorul. Să mergem dar pe urmele tâlcuirii Domnului. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, a zis Isus. Minunată și potrivită asemănare, căci într-un greunte de sămânță este o putere uriașă, puterea de rodire. Toate mașinăriile și iscodirile viacurilor strânse la un loc n-ar putea fabrica un singur greunte de greu cu putere de rodire. Aceeași minunată putere o are și cuvântul lui Dumnezeu. El are puterea să rodească și să crească roade minunate într-o inimă de om. Toți filozofii din lume n-ar putea scrie o carte cum este Evanghelia și Biblia. De ce? Pentru că Evanghelia și Biblia cuprinde cuvântul lui Dumnezeu. Prin ea vorbește însuși Dumnezeu. Cuvintele și învățăturile scripturilor vor trăi peste toate viacurile și timpurile. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu, a zis Mântuitorul. Cuvântul lui Dumnezeu este o putere vie care lucrează. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Evrei 4,12 Este o semânță minunată din care încolțește rodul vieții veșnice. Precum se coboară ploaia și zăpadă din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face să răsară și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare, așa va fi cuvântul meu. Isaia 55, versetele 10 și 11 dar această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu, ca să poată rodi, are lipsă de semănător. Semănătorul dumnezeieștilor învățături, semănătorul din pilda Evangheliei, este în primul rând Isus Mântuitorul. Iar sămânța este cuvântul lui, cuvântul lui Dumnezeu. Ah, ce sămânță minunată are acest semănător! Când învăța Isus pe pământ, gloatele se țineau după el să-i poată asculta cuvântul. Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om. Ioan 7 cu 46 Ziceau cei ce-l ascultau cu credință. Iisus Mântuitorul, marele semănător divin, a semănat în lume o sămânță veșnică, a semănat cuvântul lui Dumnezeu. Semănătorul cel mare a fost Iisus Mântuitorul, iar azi sunt bisericile, preoții, vestitorii Evangheliei și toți cei care își iau asupra lor frumoasa chemare de a semăna în lume sămânța dumnezeieștilor învățături. Această sămânță se află pusă într-un hambar mare și deschis în Biblie, în Sfânta Scriptură. Biblia e un hambar minunat din care își iau sămânță toți semănătorii și vestitorii cuvântului lui Dumnezeu, și omul cititor poate el însuși să-și ia sămânță din acest hambar pentru ogorul inimii sale. Cuvânt nu va avea nimeni în ziua judecății că i-a lipsit sămânța. Dar această sămânță, ca să poată încolți, are lipsă de pământ, iar pământul este inima oamenilor. Pilda Evangheliei se împlinește și aici. Pământul este mai mult rău decât bun, în trei feluri de pământ rău ne spune pilda Evangheliei că a căzut sămânța. Pământul de lângă cale Cel din tâi e pământul cel de lângă cale unde sămânța a căzut în cale bătută și păsările cerului au mâncat-o. Despre acest pământ rău a zis Mântuitorul că echipul chipul acelor oameni care aud cuvântul, dar vine diavolul și îl ia din inima lor ca nu cumva crezând să se mântuiască. Aceștia sunt oamenii cei păcătoși în care pământul inimii s-a uscat și s-a învârtoșat cu totul de vânturile fără de legilor. Inima lor e o cale bătută, nu prinde deloc în ea sămânța. Când o arunci, sare înapoi. Spune celui cufundat în fără de legi despre Dumnezeu că te râde. Cheamă la Mântuitorul că te suduie. Diavolul fură îndată din mintea și din inima acestor oameni orice învățătură și chemare mântuire. În chipul acestui pământ erau pe vremea mântuitorului farisei și cărturarii, care nu puteau suferi învățătura despre Fiul lui Dumnezeu. Sămânța se izbia în inima lor ca într-o cale bătută. Oamenii din clasa asta sunt întocmai ca bolnavul care nu poate mânca nimic. Este greață de orice fel de mâncare. Acesta e semnul că îi se apropie moartea. E pierdut. Un așa pierdut e și cel ce nu poate suferi deloc, cuvântul lui Dumnezeu. Pământul cu pietre A doilea pământ rău este cel ce n-avea o mezială destulă, avea prea multă piatră în el. Despre acest pământ rău a zis Mântuitorul că echipul acelor oameni care cu bucurie primesc cuvântul, dar n-au rădăcină și la vreme de ispită se leapădă. Cei mai mulți dintre creștinii de azi sunt în chipul acestui pământ. Le place cuvântul lui Dumnezeu, îl ascultă cu bucurie, dar acest cuvânt nu poate prinde rădăcină, pentru că pământul inimilor este plin de pietrele patimilor și al năravurilor de tot felul. Ispitele ibiru e la tot pasul, pentru că pământul inimilor nu are destulă omezială din izvoarele apelor vii ale Evangheliei. Pământul cel cu pietre, ce nu avea destulă omezială, era pe vremea Mântuitorului cei ce strigau după el, Doamne, Doamne, dar nu făceau voia lui, Luca 6 cu 46. Pământul acesta nu avea de destulă. Le plăcea oamenilor cuvântul Domnului, încolțeau în inima lor, dar nu avea putere să crească până la roadă. În clasa asta sunt cei care strigă și azi, Doamne, Doamne, dar nu fac voia Domnului. Sunt Evlavioși la vedere, își fac rugăciunile seara și dimineața regulat, dar și păcătuiesc regulat. Le place de cuvântul lui Dumnezeu, îl primesc pe Domnul cu bucurie, dar la vreme de ispită se leapă de, de Domnul și rămân cu păcatul. Oamenii din clasa asta sunt în tocmai ca bolnavul care are poftă de mâncare. Semn bun, semn de tămăduire este această poftă, numai că bolnavul nu poate înghiți mâncarea. Sănătatea bolnavului nu câștigă nimic cu această poftă. Tot așa nu câștigă nici creștinul care ascultă cu bucurie cuvântului Dumnezeu, cuvânt care însă nu poate străbate până la schimbarea vieții lui păcătoase. Pământul cu spini Despre al treilea fel de pământ rău zice Evanghelia că era plin de spini și crescând spinii au unecat sămânța. Despre acest pământ rău a zis Mântuitorul că e chipul acelor oameni care ascultă cuvântul dar cu grijile și cu bogățiile și cu dulcețurile vieții acesteia, umblând se neacă și nu se vârșesc roadă. Minunată tâlcuire! Cred că e deprisos să mai adaug ceva la ea. Voi spune numai atât, că e plină lumea și de astfel de oameni. E plină și lumea de azi de cei înădușiți de spini alergărilor și grijilor lumești, de cei ce n-au vreme pentru cele sufletești. Să luăm aminte că spinii grijilor și dulcețurilor acestei vieți sunt ispititori. cetul cu încetul ei îți fură lumina, vederea sănătoasă, căldura sufletească, grija de cele sufletești, până când, deodată, te afli necat și prins în ghearele lor. Oamenii din clasa asta sunt în chipul bolnavului, care are poftă de mâncare și poate mânca, dar al cărui stomac nu mistuie, nu macină mâncarea. Sănătatea lui nu câștigă nimic, tot așa și cei ce primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar care neacă pe urmă acest cuvânt în spinii grijilor și alergărilor lumești. Pământul cel bun Abia în al patrulea rând vine pământul cel bun, adică cei oameni care, cu inimă bună și curată, primind cuvântul, fac roadă de fapte bune. Din acest pământ au ieșit pe vremea Mântuitorului Zachei, Magdalenele, Samaritencele și toți ceilalți păcătoși care au înviat la o viață nouă. Acestea sunt și azi cei care primesc cuvântul într-o inimă bună și rodesc o schimbare din temelie a vieților, o viață nouă plină de dar și de putere. Ce fel de pământ ești tu? Dragă cititorule, eu te întreb, în care din aceste patru stări te afli tu? În care din aceste patru clase de pământ este pământul inimitale? Eu te întreb: Cum stai tu față de Cuvântul lui Dumnezeu? Cum stai tu cu pământul inimitale față de Isus, Marele Semănător, și față de sămânța lui? Ia seama, tu ai o groasnică răspundere față de Isus, Marele Semănător. De n-aș fi venit în lume și nu le-aș fi vorbit oamenilor, zicea Isus, păcat nu ar avea dar acum n-au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Ioan 15, cu 22 Sămânța adusă în lume de Isus Mântuitorul se seamănă și azi și puterea ei este și azi tot așa de mare, ca atunci. Dar această sămânță nu poate rodi pentru că pământul inimitale este rău. L-ai lăsat să se usuce în vântul fără de legilor. L-ai lăsat să-l calce patimile și păcatele, L-ai lăsat să se umple de bolovanii patimilor și năravurilor celor rele. L-ai lăsat să lănece spinii grijilor și alergărilor lumești după cele trecătoare. Cuvântul lui Dumnezeu are și azi tot aceeași putere ca pe vremea Mântuitorului, însă El nu poate rodi, pentru că pământul inimilor noastre este rău. Nu-i devină sămânța, ci e devină pământul. S-au înțelenit ogoarele inimilor noastre și s-au umplut de pietrele și spinii spitelor și patimilor rele. Trebuie desțelenite ogoarele inimii. Al lui Dumnezeu, pământ de arat suntem noi, zice Apostolul Pavel, 1 cu 3,9. Arați pământul cel înțelenit al inimii voastre și nu se în spini. Desțeleniți-vă un ogor nou. Ieremia 4 cu 3, Osea cu 12. Să udăm pământul cel pustiu și fără de apă al inimilor noastre, cu lacrimi de căință și cu rugăciuni, ca să se înmoaie și să se trezească în el un dor, o sete, o așteptare după cuvântul lui Dumnezeu. Dragă cititorule plugar, sămânța pe care arunci tu în pământ rodește, mai întâi paie verde, apoi spic și după aceea greu de plin în spic. Marcu 4 cu 28. Așa și sămânța cuvântului lui Dumnezeu trebuie să rodească fapta cea bună până la sfârșit. Alcum, dacă se oprește numai la paiul vorbelor sau la florile rugăciunilor, încă nimic nu ai făcut pentru mântuirea sufletului tău. Rugăciune Isuse Mântuitorule, eu sunt pământul cer rău din pilda Evangheliei. Sunt un pământ uscat de vântul fără de legilor. Pământul inimii mele s-a umplut de pietrele păcatelor și de spinii grijilor și ai alergărilor lumești. Sămânța ta nu poate încolți și rodi în el. Vindecă tu, Doamne, pământul inimii mele. Eu stau în fața ta ca un pământ pustiu și fără de apă, ca un pământ ce și-a pierdut puterea de rodire. Stropește-l cu scum sângele tău, udă-l cu dragostea ta și fă-l iarăși roditor cu jerfa ta cea sfântă. Duhule Sfinte, dăm lacrim să aud și eu pământul cel înțelenit al inimii mele. Revarsă peste el ploaia harului și darului tău. Precum se coboară ploaia și zăpadă din cer și nu se întoarce până nu adapă pământul și îl face să rodească. Isaia 55,10 Așa fă să se reverse și peste pământul inimii mele ploaia ta cea făcătoare de roade bune. Galaten 5,22 Duhule Sfinte Trezește în mine o foame de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, Amos 8 cu și o sete de a mă adăpa cu el, Isaia 55, Duhule Sfinte. Aprinde cu focul tău cel sfânt ogorul inimii mele, să ardă spinii, buruienile și tot ce este rău în el, ca să mă desțelenesc într-un ogor nou și să încep o viață nouă. Cum rodește un grăunte de grâu? Griul rodește mai întâi pai verde, apoi spic și după aceea grâu de plin în spic. Marcu 4 cu 28. Și pe urmă vine secera și secerișul. Așa trebuie să crească și să rodească și cuvântul lui Dumnezeu în pământul inimilor noastre. Griul se înfinge mai întâi în pământ și prinde rădăcină. Rădăcina pământului este credința. Este adâncirea vieții noastre într-o credință vie și de viață dătătoare. Griul, după cerăsare, are lipsă neîncetat de căldură, de ploaie și de lumina cerului de sus. Ca să putem crește și înainta în cele duhovnicești, avem și noi lipsă de darurile Duhului Sfânt. În măsura în care crește spicul de griu se întărește, suportă furtunile și vânturile. Așa e și creștinul ce crește în cele sufletești, întărindu-se cu darurile Duhului Sfânt. El biruie vânturile ispitelor și furtunile încercărilor. Când spicul e plin și copt, vine secerișul. Iar când rodul se coace, îndată trimite secera că a sosit secerișul. Marcu 4 cu 29. Secera e moartea, iar secerișul e ziua cea mare a judecății, când va trebui să dăm seama despre rodul vieții noastre. Ferice de cel ce se apleacă spre groapă, ca griul cel copt care s-a secerat la vremea lui. Iov 5 cu 26. Capitolul 5. Pilda cu vrăjmașul semănător de neghină. Asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa. Dar, pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghina. Venind slugile stăpânului casei, i-au zis, Doamne, n-ai tu oare sămânță bună în țarina ta? de unde dar are neghină? Iar el le-a răspuns. Un om vrășmaș a făcut aceasta. Slujile au zis, Vă ești deci să ne ducem și să o plivim? El însă a zis, nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeți odată cu ea și greul. Lăsați să crească împreună și greul și neghina până la seceriș și la vremea secerișului voi zice secerătorilor, Pliviți întâi neghina și legați un snop ca să o ardem, iar griul adunați-l în jitnița mea. După aceea, lăsând mulțimile, a venit în casă, iar ucenicii lui s-au apropiat de el zicând, Lămurește-ne nouă pildă cu neghina din țarină. El, răspunzând, le-a zis, Cel ce seamănă sămânța este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța cea bună sunt fii împărăției, iar neghina sunt fii celui rău. Dușmanul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Și după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul viacului. Trimite va fiul omului pe îngerii săi, vor culege din împărăția lui toate smintelile și pe cei ce fac fără de legea și vor arunca pe ei în cuptorul cu foc. Acolo va fi plângerea și scrișnirea dinților atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor, cel ce are urechi de auzit să audă. Matei 13, versetele 24 la 30 și 36 la 43. Pilda cu vrășmașul semănător de neghină a tâlcuit-o însuși mântuitorul. Cel ce a semănat sămânța cea bună este fiul omului, iar țarina este lumea. Vrăjmașul care a semănat neghina este diavolul, iar săcerișul este sfârșitul viacului când toți cei ce fac fără de legea se vor aduna cum se adună neghinele și se vor arunca în cuptorul cel de foc. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Semănătorul de negină este diavolul, este lucrarea lui de vrășmășie contra lui Dumnezeu și contra binelui. Pilda cu negina ne arată și ea cum umblă diavolul să strice tot ceea ce lucrează Dumnezeu. Uitați-vă în lume și veți vedea în toate părțile pilda cu negina satanei. Diavolul lucrează și azi din toate buterile lui și cu toate meșteșugurile lui contra lui Dumnezeu, contra adevărului și binelui din Evanghelie. Oriunde se ivește un plan bun, un lucru bun, e gata și diavolul cu neghina lui, cu împotrivirile și zâzaniile lui. Un vrednic preot îmi spunea că i-a trebuit 10 ani până să poată închide o crâșmă ce stătea în ușa bisericii. Diavolul semăna mereu cu neghina lui împotrivire și zâzanie chiar în popor, în oamenii bisericii. Oriunde crește griul cel curat al Evangheliei, diavolul umblă să stice cu neghina lui secerișul Domnului. Văzutați spre pildă unde trăiesc bine doi soți sau doi vecini cum umblă diavolul să semene între ei neghinda zâzaniei și a certurilor? Oriunde ai spune o predică frumoasă, o chemare la mântuire... Diavolul e gata și el cu neghina lui. Mă gândesc la mișcarea noastră cu astea Domnului. Diavolul umblă în tot chipul să semene neghină în secerișul nostru. Contra mișcării noastre el seamănă bănuiala și vorbele. Cei din oastea Domnului sunt niște rătăciți, feriți-vă de ei. Ah, ce semănător Michel este diavolul! Dar lucrarea diavolului, semănător de neghină, o putem vedea nu numai în afară de noi, în jurul nostru, ce -o putem simți și noi, în lăuntrul nostru. Țarina în care umblă să-și semene diavolul Neghina este inima noastră. Cu sacul plin și cu mâna plină, satana stă gata să-și arunce Neghina sa în inima noastră și în gândurile noastre cele bune. În gândurile noastre cele bune și curate. Nu-l simțiți pe satana cum încearcă să-și semene Neghina lui? Gândurile cele rele, ispitele și poftele? Semințele pe care le seamănă diavolul în inima oamenilor sunt ispitele, clevetirile, zavistiile, minciunile, poftele și celelalte răutăți. Ah, ce repede și ce bine crește această sămânță spurcată! Semeni o minciună seara, o găsești dimineața înflorită și înspicată în zece spice. Îi dai drumul la un capăt de sat și îndată e plin tot satul cu ea. Ah, ce seceriș bogat are diavolul, mai ales în aceste vremuri! dragă cititorule, nu uita că țarina inimii tale este făcută pentru sămânța cea bună, pentru grâul Domnului, pentru cuvântul lui Dumnezeu. apără țarina inimii tale de neghina diavolului. În imaginea de alături se vede cum satana își seamănă neghina în vreme ce oamenii dor. Așa e și azi. Diavolul se apropie cu neghina lui când omul doarme cu fundat în somnul păcatelor și al nepăsării de suflet. De aceea, învăța Mântuitorul neîncetat pe oameni, zicându-le, Privegheați neîncetat și vă rugați! Cu priveghere și cu rugăciune să ne apărăm țarina inimii de neghina diavolului. Ah, ce putere și dar mare este nouă rugăciune! Însă oamenii de azi n-au vreme pentru rugăciune. Au uitat să se roage. De aceea este plină țarina inimii și vieților de neghina fără de legilor. Pilda cu Neghina ne poate fi de învățătură și în alt înțeles. Neghina la început nu se cunoaște din greu, are aceeași înfățișare ca grâul. Abia pe urmă, pe când se dea rod, se observă că e un grâu mincinos. Așa sunt și cei mai mulți creștini de azi. Ei se numesc creștini, spun că sunt botezați, de multe ori sunt și evlavioși la vedere, arată spic verde de grâu, dar pe urmă dau rod de neghină, de fapte rele. Viața lor de creștini este un grâu mincinos, o viață mincinoasă. Pentru aceștia, zicea Mântuitorul, după roadele lor îi veți cunoaște. Matei 7, ,16. În ziua cea mare a judecății se va face lumină de plină asupra faptelor noastre. Atunci se va alege grâul din neghină, faptele cele bune din cele rele, creștinii cei adevărați, dintre cei mincinoși. Interesant și cu mult înțeles sufletesc este și faptul cum se face neghina. Învățații spun că neghina în sine nu există ca plantă deosebită. Ea se produce prin niște germeni ce intră în grăunțul ei pe timpul înfloririi. Acești germeni îi prefac rodul în o travă, în grâu mincinos. Dacă acești germen n-ar intra în ea, rodul ei ar fi grâu bun. Așa e și cu noi când dispita, când răul și păcatul ne cuprind viața. Suntem azi un grâu frumos plin de viață sufletească, dar ca mâine intră germenele păcatului în inima noastră și grâul se schimbă în neghină. Viața noastră se face un rod pentru cuptorul cel de foc. Ah, ce teribilă stricăciune face diavolul cu neghina lui în țarina inimii noastre și a vieții noastre. Feriți-vă de această neghină spurcată și de suflet pierzătoare. Apărați-vă contra ei cu rugăciune și priveghere neîncetată. Dragă cititorule, eu te întreb ce fel de sămânță crește în țarina inimitale. tale. Crește griul Domnului sau neghina satanei? Trăiești o viață de creștere în cele sufletești sau o viață de fără de legi? Domnul spune apriat, neghina e așteptată de focul cuptorului. În ziua cea mare a secerișului se va alege neghina din grâu. Toți cei ce fac fără de legea vor fi aruncați în cuptorul cel de foc. Ia seama să nu fii și tu între aceștia. Ah, ce nebunie este a trăi o viață copleșită și biruită de neghina satanei. Ferice de cel ce se apleacă spre mormânt ca un grâu copt care s-a secerat la vremea sa. Iov 5 cu 26 Vai de cei ce se apleacă spre morbând ca o neghină coaptă, gata de aruncat în cuptorul iadului. Rugăciune Iisuse, scumpul meu mântuitor, fost am și eu odată o țarină copleșită de neghina satanei. Ah, în ce stare grozavă eram! Adormisem în fără de legi și țarina inimii mele se umpluse de neghina satanii. Tu, prea bunule Doamne, mai ai scăpat din această stare grozavă, m-ai trezit din somnul păcatelor și ai curățit ogorul inimii mele de sămânța pierzării. Te rog însă, prea bunule Doamne, întărește-mă și mă ajută pe mai departe, căci vrăjmașul semănător de neghină umblă neîncetat să-și arunce iar neghina lui în țarina inimii mele. Îl simt cum pândește neîncetat clipa în care m-ar iar în somnul păcatelor, pentru a-și putea semăna neghina lui. Întărește-mă, Doamne, și mă apără contra acestui semănător Michel. Duhule Sfinte, trezește-mă neîncetat la rugăciune și priveghere, să nu mă mai fure somnul patimilor și păcatelor. Ține-mă treaz, ca să n a intra în griul vieții mele, germenele păcatului, și să mă trezesc pe urmă un griu mincinos, o neghină de aruncat în foc. Duhule Sfinte, Adu-mi aminte neîncetat de ziua cea mare a secerișului, când se va alege neghina din grâu. Duhule Sfinte, întreabă-mă neîncetat ziua și noaptea, suflete, ce va fi cu tine în ziua cea mare a secerișului? Vei fi tu aflat un grâu copt sau o neghinărea de aruncat în cuptorul iadului? Cei doi semănători și cele două feluri de semințe. În pilda cu vrășmașul semănător de neghină, pe care am dat-o mai înainte, Mântuitorul a spus apriat că în țarina lumii noastre cele sufletești sunt doi semănători, domnul și diavolul, și două feluri de semințe, grâul și Neghina. Grâul este cuvântul lui Dumnezeu și orice învățătură bună, iar neghina sunt ispitele, minciunile, păcatele și alte răutăți pe care le seamănă diavolul. Iată, vedeți, sunt doi semănători și două feluri de semințe. Dar să luăm aminte că este numai un singur ogor de semănat. Acest ogor este inima omului. Țarina lumii, din pilda Evangheliei, este inima oamenilor. Inima omului este, sau trebuie să fie, un pământ al Domnului, un pământ pentru sămânța cea bună care este cuvântul lui Dumnezeu. În țarina inimii noastre, Domnul seamănă grâul Evangheliei, pentru ca din acest grâu să rodească mai întâi paie verde, apoi spic și după aceea grâu de plin în spic și se ceriște de fapte bune. Dar vrăjmașul semănător de neghină pândește neîncetat să semene neghină în grâul Domnului și în țarina inimii noastre. Ispitele, minciunile, clevetirile, jocurile, zavistile și celelalte răutăți sunt tot atâtea semințe din hambarul diavolului și o oh, ce bine rodește această sămânță spurcată. Griul Domnului cade mai mult tot în pământ nepotrivit, cade mai mult tot în pământ cu spin, cu piatră și fără omezială. Însă neghina diavolului îndată prinde rădăcină și crește și rodește văzând cu ochii. O minciună semănată seara o găsești dimineața înflorită și înspicată în zece spice. O bârfeală aruncată între doi oameni, o vezi cu ochii cum crește și rodește. O, cât de repede crește neghina diavolului și cât de încet prinde griul domnului. Cât trebuie să-i vorbești omului despre cele sufletești până se prinde ceva de el, dar neghina diavolului îndată o primește. Mă gândesc la foaia lumina satelor. De cinci ani semănăm cuvântul lui Dumnezeu prin această foaie și într-o țară cu 14 milioane de români, Abia am putut afla 10.000 de abonați. Să fi scos atare calic de bazaconii cu altfel de foaie semănătoare de neghină, am avea de sigur mai mulți abonați. O foaie de porcării de la București a ajuns în scurtă vreme să se desfacă în 50.000 de exemplare. Cărțile cu neghina diavolului se desfacă în 10.000 de exemplare, în vreme ce Biblia, Noul Testament și alte cărți bune zac prin magazine. Clăcile, jocurile, crâșmele, chefurile strâng mai multe suflete decât cuvântul lui Dumnezeu. O, ce bine merge semănătura diavolului, mai ales în zilele noastre. Doar niciodată diavolul n-a avut o semănătură cu un seceriș atât de bogat ca cel de acum. S-au umplut țarina lumii, s-au umplut ogoarele sufletești de neghina satanei. Ura dintre popor și popor, dintre om și om, zavistiile în și celelalte răutăți, sunt tot atâtea dovezi că neghina diavolului crește și rodește azi din belșug. Grul Domnului tânjește, dar diavolul râde de bucuria bogatului săceriș. Mie mi se umplu ochii de lacrimi când mă uit în lume și văd în toate părțile ce bine înflorește și rodește neghina diavolului iar grâul Domnului stă pe loc și se usucă. Uitați-vă și prin sate, ce bine rodește neghina. Nu este sat în care să nu afli clicării și împerecheri între conducătorii satului ca și între diferitele familii. De unde s-au pornit și se pornesc aceste dușmănii? Din neghina diavolului. Diavolul seamănă neghina zavistiei și apoi o udă mereu ca să crească. Și pe urmă învârte toată viața satelor în jurul acestui seceriș al iadului. Deasupra satelor și orașelor noastre parcă stă vrăjmașul diavol, semănând neghina zavistiei și a împerecherilor și râzând de bucuria secerișului. Mie, de multe ori mi se umplu ochii de lacrimi când mă gândesc că atâta seceriș este pentru lucrul Domnului și oamenii își macină vremea în pizme și în perecheri. O, câte lucruri bune s-ar putea face pentru Domnul, pentru țară și neam, dacă n-ar fi această neghină. În special, noi românii avem minunate însușiri sufletești. Suntem un popor în care crește griul credinței, dar în acest griu, satan asemănați și seamănă mereu zavistia, ura de frați, împerecherea. Între domni ca și între plugari înflorește zavistia, în perecherea care nu s-a altceva decât o neghină spurcată a diavolului. Ah, ce seceriș bogat are diavolul cu neghina lui și în politică! Politica de partid cu vrajbele ei nu altceva decât neghina cea necurată a diavolului. Mie mi se umplu ochii de lacrimi când mă gândesc că inima celor mai mulți oameni este o grădină pentru neghina diavolului pentru grâul Domnului, pentru învățăturile mântuirii sufletești, n-au nici o atragere, dar neghina diavolului îndată o primesc. O, ce nebunie este a trăi o astfel de viață! Și apoi să luăm aminte, Domnul are ajutători la semănatul grâului, dar și diavolul își are ajutătorii lui. Sunt unele suflete care arde dorul și râvna de a putea vesti cuvântul lui Dumnezeu și învățăturile mântuirii sufletești. Sunt însă alții, mulți, mulți, care parcă nimic altceva nu fac decât poartă într-un sac neghina satanei și o seamănă printre oameni. Acestea sunt cei ce poartă din casă în casă și de la om la om minciuni, clevetiri, bârfeli, zavisti și cu ele se seceriș bogat pe seama diavolului. Inima acestor oameni este o grădină în care diavolul cultivă neghină și pentru alții. Dragă cititorule! Inima ta este un ogor pentru griul Domnului. Ferește-l de neghina diavolului. Griul Domnului nu poate crește la un loc cu neghina diavolului. Nu poți sluji la doi domni și lui Dumnezeu și diavolului. Tu ești un semănător de griu sau unul de neghină. Așa după cum primești în țarina inimii tale griul Domnului sau neghina diavolului. Prin pilda vieții tale, prin vorbele și faptele tale, bune sau rele, tu semeni în lume grâu sau negină. Iubiți ostași din oastea Domnului și toți cei ce cu râvnă pentru cele sufletești, lucrați în ogorul Domnului, semănând în lume grâul lui și învățăturile lui. Lumea e plină de negina lui Satan și de cei ce ajută sămânța lui cea necurată. Să ieșim și noi în lume cu grâul Domnului, cu sămânța cea roditoare de viață veșnică. Rugăciune! Iisuse Cerescule Semănător, fostam și eu odată un ogor copleșit și biruit de neghina satanei. Ah, în ce stare grozavă eram! Greul tău nu prindea în inima mea, îmi era silă și greață de orice învățături sufletești, ajunsesem o grădină a diavolului plină cu neghinele lui, ajunsesem și un semănător de neghină, semănam în lume neghina diavolului, bârfeli, clevetiri, minciuni prea bunule, Doamne, Tu m-ai scăpat din starea aceasta nenorocită. Ai curățit ogorul inimii mele, arzându-l cu focul Duhului Sfânt și udându-l cu scump sângele Tău. Dar ajută-mă, Doamne, ajută-mă și mă apără și mai departe, în contra vrășmașului semănător de neghină. Ajută-mă cu puterea Ta contra acestui semănător mișel. Duhule Sfinte, Arde cu focul tău cel sfânt toate încolțirile neghinei din inima mea. Duhule Sfinte, întreabă-mă neîncetat de este inima mea un ogor pentru griul Domnului sau pentru neghina diavolului? De sunt un semănător de griu sau un semănător de neghină? Dute și seamănă scai. O femeie a venit la mine să se spovedească. A început îndată. N-am omorât, părinte, n-am aprins, n-am furat, ci ia ca așa vorbe de astea, clevetiri și minciuni a mai purtat printre oameni. Pentru clevetiri îți dau un canon mic. Du-te acasă, ia spicul de la doi scaieți ce s-a copt și împrăștie sămânța lor în grădină. Vin apoi la mine peste 10 zile. După 10 zile. Ai semănat sămânță de scai? Da. Apoi du-te acum și o strânge. Asta nu se poate, părinte, Sămânța s-a împrăștiat și de atunci a prins și rădăcină. Apoi, vezi, dragă suflete, așa sunt și clevetirile și minciunile tale. Sunt sămânța ce -a ce zboară ca vântul și prinde rădăcină. Odată ce le-ai slobozit în lume, nu le mai poți strânge. Ele fac roadă și se ceriși pentru diavolul. Clevetirile sunt neghina din hambarul diavolului. Din ele răsară zavistii, mânii, certuri. Ele sunt un păcat tot atât de mare ca și când ai aprinde casa vecinului tău. Capitolul 6. Pilda cu aluatul Și iarăși a zis, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Asemenea este aluatului pe care luândul, femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină până s-a dospit totul. Luca 13, versetele 20 la 21. Ce mare putere are aluatul! O bucată de aluat dospește saci întregi de făină. De unde vine puterea acestui aluat? Se știe numai atât că plămădiala aluatului trece mai întâi printr-o stare de putrezire, de stricare și tocmai starea aceasta îi dă puterea de a dospi tot. Puterea aluatului închipuie puterea ce o are împărăția lui Dumnezeu, puterea ce o are credința și evanghelia în lucrarea mântuirii noastre sufletești. Iar aluatul însuși închipuie jertfa crucii Mântuitorului. Prin moartea sa, Domnul s-a făcut stricăciune pentru noi, ca să ne învie și pe noi la o viață nouă. Aluatul din lumea noastră cea sufletească este plămădit cu sângele Domnului care ne curăță de orice păcat. 1 Ioan 1,7 O, oh, ce lucruri minunate face și dospește acest aluat în sufletul nostru! precum aluatul dospește toată făina în care s-a pus, în tocmai așa și acesta luat dospește toată ființa celui care îl pune în făina vieții noastre. Când în făina vieții tale ai pus aluatul evangheliei, aluatul credinței în Dumnezeu și în jertfa Mântuitorului, atunci acesta luat deodată, ca prin minune, începe să-ți dospească toată ființa ta, toate simțurile tale, toate gândurile tale, toată judecata, toată vederea, toate umblările, toate lucrările tale. Când a intrat acesta luat în făina vieții tale, atunci începi alcum să simți, alcum să vezi, alcum să vorbești și alcum să trăiești. Când a intrat acesta luat, în făina vieții tale, atunci el lucrează cu putere și îți dă și ție putere să fii și să te faci frământătură nouă, 1 Corinteni 5 cu 7, făptură nouă, 2 Corinteni 5 cu 17. Fără acest aluat și fără această dospire, nu este și nu poate fi mântuire sufletească. Taina mântuirii sufletești începe în clipa când în făina vieții tale ai pus aluatul Evangheliei, ai pus un aluat nou care să dospească o viață nouă cu Domnul. Orice hotărâre contra păcatelor, fără acesta aluat și fără această dospire, n-ajunge nimic. Sunt destui care îl predică foarte frumos pe Hristos, dar nu trăiesc o viață cu Hristos. Pentru că viața lor nu e dospită de aluatul Evangheliei. Sunt destui care cunosc din scoarță în scoarță toate pravilele și păcatele arătate în ele, dar nu trăiesc o viață cu Domnul, pentru că viața lor nu e dospită de aluatul Evangheliei. Știu bine că și în oastea Domnului este destul aluat nedospit. Toți cei care dezertează dintre noi și se întorc și în mociri la păcatelor din care au ieșit, sunt un fel de aluat nedospit cei mai mulți dintre creștinii de azi sunt un aluat nedospit pentru Evanghelie. De aceea sunt atâtea răutăți în lume. Taina mântuirii nu stă în aceea să nu faci ceea și ceea și să faci ceea și ceea, ci stă în întrebarea. Ai pus tu aluat nou în făina vieții tale? Ești un creștin dospit de Evanghelia Mântuitorului? Aluatul Evangheliei trebuie să dospească toată făina vieții noastre trebuie să lăsăm să dospească toată viața noastră. Mulți însă dintre creștinii de azi nu se îndură să pună aluat nou în toată făina vieții lor. O parte din făină o lasă pentru aluatul răutăților și păcatelor. Numai așa se poate explica viața celor care cred că pot sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Din gura lor iese și rugăciune și blestem. Duminica merg și la biserică și la crijmă. O, ce minunată viață trăiește un creștin dospit de aluatul Evangheliei Mântuitorului! Un astfel de creștin poartă în el împărăția lui Dumnezeu, căci așa a zis odată Isus: Iată, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru, Luca 17 cu 21. Dar această împărăție o poate avea în el numai cel ce are toată viața lui și toată inima lui dospită în aluatul Evangheliei un astfel de creștin, se face apoi el însuși un aluat bun care îi dospește pe alții pentru împărăția lui Dumnezeu. Un astfel de suflet e copleșit și biruit de Evanghelie și oriunde ajunge începe să îi dospească și pe alții. Dar să luăm aminte, mai este încă un fel de aluat. Feriți-vă de aluatul fariseilor, zicea Mântuitorul către apostoli. Este în această lume și destul aluat de răutate și de vicleșug, 1 Corinten 5,8. Să ferim făina vieții noastre de acest aluat care dospește pieire sufletească. Și, oh, ce bine și ce repede dospește acest aluat. Sunt destui oameni dospiți de acest aluat rău și acești oameni caută neîncetat să-i dospească și pe alții cu răutățile lor. Adică, vedeți, aluatul vieții e de două feluri unul e cel bun al Domnului și cei dospiți de el lucrează pentru Domnul, celălalt e cel rău al diavolului și cei dospiți de el lucrează cu el pentru diavolul. Tu, cititorule, pe care a luat îl ai în făina vieții tale? Fiecare dintre voi, iubiți cititori, să fie un aluat dospit, ca să putem împiedica cumplita stricăciune din această lume și să-i dospim și pe alții pentru împărăția lui Dumnezeu. Rugăciune Iisuse, bunule Doamne, multă vreme a fost și viața mea o făină ria în care nu intrase încă aluatul Evangheliei tale. Oferisem de acest aluat. Eram dospit cu totul de aluatul cel rău al patimilor și păcatelor. Mult ai umblat tu, Iisuse scumpul meu mântuitor, până ce ai pus aluatul Evangheliei în făina vieții mele. Abia atunci am băgat de seamă cât de dulce și scumpă este o viață dospită de aluatul tău. Abia atunci am băgat de seamă ce teribilă o travă era pentru sufletul meu, aluatul patimilor rele. Isuse, bunule Doamne, viața mea încă nu este dospită cu totul de aluatul Evangheliei tale mai este destulă făină care n-a apucat încă să dospi. O, nebunul de mine! Într-un timp credeam că pot împărți în două făina vieții mele, pentru ca o parte să o țin pentru aluatul răutăților și plăcerilor lumești. Dar o astfel de împărțeală este o nebunie și o pierzare de suflet. În cap și aici cuvintele tale, nu puteți sluji la doi domni. Aluatul Evangheliei trebuie să dospiască toată viața mea și toată ființa mea. Isuse, bunule Doamne, întărește-mă și mă ajută să pot dobândi și trăi o viață dospită cu totul de aluatul Evangheliei tale. Capitolul 7. Pilda cu comoara cea ascunsă Zisa Isus. Asemenea este împărăția cerurilor cu o comoară ascunsă în țarină, pe care găsind-o un om, a ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără în aceea. Iarăși este asemenea împărăția cerurilor cu un neguțător care caută mărgăritare bune. Și aflând un mărgăritar de mult preț, s-a dus a avându toate câte avea și l-a cumpărat. Matei 13, versetele 44 la 46. Plină de un adânc înțeles este și această pildă. În ea se află taina și înțelesul unei vieți de creștin adevărat căci a fi un creștin adevărat și a trăi o viață cu putere creștinească nu înseamnă a nu face ceea și ceea de frica focului din iad sau a face ceea și ceea pentru că așa poruncește Dumnezeu, ce înseamnă mai ales a afla comoara cea ascunsă a împărăției lui Dumnezeu. Știi tu ce înseamnă să afli această comoară? Înseamnă să afli dragostea cu care te-a iubit și te iubește Dumnezeu ca pe însuși fiul său care l-a dat jerfă pentru tine, pentru iubirea ta și pentru iertarea ta. Să afli comoara cea ascunsă înseamnă să afli cât de mult te-a iubit Isus Mântuitorul, că a murit pentru tine, pentru păcatele tale și pentru mântuirea ta. Să afli cât de mult te iubește Mântuitorul și cum face totul să te atragă la El. Să afli comoara cea ascunsă înseamnă să afli puterea, să afli bucuria, să afli mângâierea, lumina și viața ce o capeți când l-ai aflat cu adevărat pe Mântuitorul și jertfa lui cea sfântă și trăiești o viață cu el. Numai când ai aflat această comoară, faci totul ca să o poți dobândi și să poți dobândi și viața cea de veci o astfel de comoară, aflase apostolul Pavel când scria filipenilor, eu pe toate le socotesc ca o pagubă față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Isus. Domnul meu, pentru care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos să-L dobândesc, ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să fiu primit părtaș la patimile Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui, ca doar să pot ajunge la învierea cea din morți. Filipen 3, versetele 8 la 11. Apostolul Pavel îl aflase pe Mântuitorul, comoara cea mai scumpă pe care o poate afla un om aici pe pământ. Și prin dobândirea acestei comori, nădăjduia și învierea din morți și viața veșnică. Într-adevăr, cine îl află pe Domnul, află viața. Puțin sunt însă azi cei ce află această comoară. Împărăția lui Dumnezeu este și azi o comoară ascunsă pentru cei mai mulți creștini. Lumia și viața oamenilor de azi e plină de fără de legi, de idol și de păcate, tocmai pentru că oamenii n-au aflat comoara împărăției lui Dumnezeu. Omul din pilda Evangheliei a aflat comoara arând, așa se află și comoara împărăției lui Dumnezeu, arând în ogorul cel sufletesc, arând și lucrând în țarina inimitale, în țarina învățăturilor mântuirii sufletești. Cum vrei să afli comoara împărăției lui Dumnezeu dacă tu nu sapi după ea, dacă tu veșnic nu lucrezi în ogorul cel sufletesc? Taina plugăriei e să ari mai adânc. O comoară de roadă bogată află plugarul când ară adânc. Așa se află și comoara împărăției lui Dumnezeu, arând mai adânc, lucrând și pătrunzând mai adânc în taina învățăturilor sufletești noi arăm la suprafață și de aceea nu aflăm comoara cea ascunsă. Și apoi, ce ne spune mai departe asemănarea Mântuitorului? O mare schimbare s-a făcut în viața omului care aflase comoara cea ascunsă. Toată viața lui era cuprinsă și pătruns acum de un singur gând și o singură grijă, să-și poată cumpăra țarina cea cu comoară. Întorcându-se acasă, va fi început repede a vinde ce avea, să-și facă bani de cumpărare. Cei de acasă și vecinii lui se vor fi mirat de schimbarea omului, așa cum se miră și azi și e, oamenii, de schimbarea celui care a aflat comoara mântuirii sufletești. În întreg satul va fi umblat vorba Auzitați ți măi ce a pățit omul cela și cela, ci că vrea să-și vândă tot ce are și să-și cumpere un derab de loc slab și nelucrat. Vai de el, săracul, poate a slăbit de minte. Însă cel ce aflase comoara, n-avea grijă de șoaptele oamenilor, că știa el că țarina lui cea nouă e mai scumpă decât toate averile oamenilor. Așa trebuie să se schimbe și viața noastră când am aflat cu adevărat comoara împărăției lui Dumnezeu. Dar să nu creadă cineva că această schimbare ar sta în aceea că omul trebuie să-și vândă averea și tot ce are să poată dobândi împărăția lui Dumnezeu. Această schimbare înseamnă să înțelegi că nimic din această lume n-are preț față de împărăția lui Dumnezeu și dobândirea ei. Când afli această comoară de dragul ei, îți vinzi nu averia, ci patimile, plăcerile, poftele și naravurile cele rele. În fața acestei comori afli că n-are niciun preț lumea cu toate comorile și plăcerile ei. Ceea ce ți se părea mai dulce afli că e mai amar. Când ai aflat această comoară, atunci pui în slujba Domnului toate puterile, toată averea ta sufletească și lumească pentru a o putea cumpăra. Ca lui Zacheu, ți se deschide atunci și punga pentru lucrurile Domnului, pentru ajutorarea săracilor și pentru lipsurile sufletului tău. Când ai aflat această comoară, atunci nu mai ești tu sluga și robul banilor și averilor tale, ci ele sunt slugile tale și fac ce poruncești tu. Oamenii de azi țin la plăceri, la înșelăciuni, la nedreptăți, la strângeri de bani și averi zgârcenia, tocmai fiindcă n-au aflat comoara cea ascunsă. Isus a zis odată că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Luca 12, versetul 34 comoara oamenilor de azi, sunt plăcerile și bunurile cele lumești și de aceea și inima lor e acolo. Eu te întreb, iubite cititorule, ai aflat comoara ce ascunsă a împărăției lui Dumnezeu? Ai aflat tu ce comoară este o viață trăită cu Domnul? Ai aflat tu cu adevărat pe Mântuitorul și prin el viața de veci? Dacă n-ai aflat-o, eu te întreb, ce faci tu ca să o poți afla și cumpăra? Capitolul 8. Pilda cu bogatul cel nebun Și le-a spus lor această pildă zicând, Unui om bogat i-a rodit din belșug țaină și el cugeta în sine zicând, Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Și a zis, Aceasta voi face. Voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot greul și bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bia, veselește-te. Iar Dumnezeu i-a zis, nebunule, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit, ale cui vor fi. Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comorsieși și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Luca 12, versetele 16 la 21. Minunată pildă! Parcă nicio tâlcuire nu mai trebuie la ea. O putem vedea și în zilele noastre. E plină lumea de astfel de pilde. E plină lumea de oameni care trăiesc și mor în chipul bogatului din Evanghelie. Să cercetăm puțin această pildă. Voi spune îndată la început că nu averia și strângerea averii l-a pierdut pe bogatul din Evanghelie. Averia și strângerea ei nu este un păcat. Ea ne-a fost lăsată odată cu testamentul ce i s-a dat lui Adam în grădina Edenului. În sudoarea feței tale îți vei câștiga pâinea și cele de lipsă traiului. Păcatul se ivește însă atunci când averia se face scopul vieții noastre. Când trăim numai să strângem averi. Noi nu trăim ca să strângem averi trecătoare. Viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale, zicea Isus. Luca 12 cu 15. Averea e numai un scop trecător, de lipsă pentru traiul nostru cel trecător. Scopul vieții noastre este să ne îmbogățim în Dumnezeu și să dobândim mântuirea Sufletului. Trăind în lume, trebuie să ne îngrijim și de cele ale traiului, dar adevărata noastră grijă, care să se ridice peste toate celelalte, trebuie să fie mântuirea Sufletului, grija de cele Sufletești. O cumpănă dreaptă și înțeleaptă trebuie să fie între grijile cele sufletești și cele trecătoare. O înțelegere dreaptă și înțeleaptă trebuie să fie între cele două surori din viața noastră: între Marta, cu grijile vieții trecătoare, și Maria, cu grijile vieții celei veșnice. Cumpăna celor sufletești trebuie să tragă totdeauna și să ne atragă spre grija de suflet. Marta trebuie să asculte totdeauna de Maria. Aici era greșeala și nebunia bogatului din Evanghelie. Cumpăna vieții lui era răsturnată cu totul. El trăia numai pentru avere. Scopul vieții lui era lărgirea hambarelor și bea, mănâncă și te veselește. Totul pentru cele trecătoare, nimic pentru suflet. Totul pentru lume, nimic pentru cer. Dacă nu băgăm de seamă, averea și grijile cele trecătoare se pot face o mare primejdie pentru sufletul nostru. Lăcomia averilor înnăbușă grija de cele sufletești. Îi face pe oameni zgârciți, îi face să-și uite și de moarte. Cu averile și bunurile cele trecătoare, diavolul trezește în om ispita lăcomiei. Lăcomia averilor înnăbușă grija de suflet, strică gustul de cele sufletești. Omul cuprins de lăcomia celor trecătoare n-are nicio plăcere și nicio înțelegere pentru cele sufletești să nu-i vorbești de Isus Hristos și de mântuirea sufletului, să-i vorbești numai de gunoi, de vite, de câștiguri și de alte lucruri lumești. Lăcomia de averi îi face pe alții zgârciți, de le pare rău și de pâine ce o mănâncă. Pentru aceștia, averea e un idol. Sunt atâția fără copii cu o avere din care ar putea trăi și o sută de ani, dar lăcomia nu-i lasă să scape la cele sufletești. Ei strâng avere de dragul averii. De dragul unui idol de suflet pierzător. Țin să amintesc aici că și cei săraci pot cădea în ispitele acestea, și cel sărac poate face un idol din puținul cel are, și se poate înneca în lăcomia celor trecătoare. În lumina vieții sufletești, averea noastră nu valorează nimic. Nu valorează nimic nici chiar toate averile din lume, pentru că un suflet e mai scump decât toate bogățiile lumii. Bogatul din Evanghelie își strânsese o avere mare și acum era frământat de gândul că n-avea hambare destule. Din prisosul averii, el și-ar fi putut face un ajutor de mântuire sufletească. În jurul lui era o grădină de hambare goale, casa orfanilor, a vădovelor, a săracilor și a lipsiților. Dar, în loc de acest lucru bun, el face planuri cum să-și cheltuiască prisosul averii în chefuri și desfătări lumești. Sufletul lui înseta și suspina după Dumnezeu, psalmul 41 cu 2, după mântuire, însă el îl îmbia cu mâncare și băutură. Ah, ce nebunie! E aceasta o nebunie de care îi plină și lumea de azi. Pilda aceasta este parcă Evanghelia vremurilor de azi, pentru că și azi cei mai mulți oameni își îmbie sufletul cu chefuri, cu mâncări și băuturi. Bia, mănâncă și te veselește. Aceste vorbe parcă sunt crezul și credeul oamenilor de azi. Lumea leargă după câștiguri și averi, pentru ca, pe urmă, să le poată cheltui în desfătări și plăceri lumești. Parola vremurilor noastre este cât mai multe averi și câștiguri, pentru ca să ne putem face cât mai multe plăceri și desfătări lumești. Bogatul din Evanghelie este în special chipul și tipul îmbogățiților din afaceri și din politică, al căror Dumnezeu este pântecele și poftele. Bogatul din pilda Evangheliei a murit înainte de a-și vedea împlinit planul cu bea, mănâncă și te veselește. Într-o noapte, moartea l-a trecut pe neașteptate niad. Din toate averile și planurile lui, n-a putut duce cu sine decât patru scânduri și hainele de pe el pilda lui și moartea lui sunt puse în fața noastră ca o strigare. Ea strigă tuturor, grijiți că scopul vieții noastre nu este averile și plăcerile. Îmbogățiți-vă în Dumnezeu, căci nu știți ziua și ceasul când moartea va curma zilele voastre. Mai anul trecut am citit în gazete o interesantă întâmplare din Italia. Într-un sat din Sicilia trăia un om după chipul bogatului din Evanghelie. Cineva s-a apucat noaptea și a lipit pe toți pereții caselor sale table de hârtie pe care era tipărit această evanghelie. Treaba asta l-a pus pe gânduri pe cel bogat. La un an, casa lui și viața lui erau schimbate cu totul. Într-o casă schimbată locuia un zacheu mântuit. Pilda bogatului din Evanghelie ar trebui lipită pe toate casele și averile noastre, să ne ducă aminte neîncetat că scopul vieții noastre nu este numai strângerea de averi trecătoare, ci mai ales îmbogățirea în Dumnezeu. Dragă cititorule, că strângi avere să poți trăi și să o poți lăsa copiilor tăi, bine faci. Ești chiar dator să faci așa. Dar pentru sufletul tău, nu înseamnă nimic că vei muri în casă nouă sau veche, cu moșie mai mică sau mai mare. Pentru sufletul tău are însemnătate numai întrebarea. Ce avere sufletească vei avea în clipele morții? Cu ce te-a îmbogățit Dumnezeu? Cu ce avere și cu câtă avere sufletească vei trece în cealaltă lume? Ah, ce nebunie văd eu în lume! E plină lumea de oameni care aleargă strângzidesc, își lărgesc moșiile și hambarele, dar vai, n-au nicio avere sufletească. Sunt săraci de orice avere sufletească și poate că moartea îi pândește. Toată truda lor și toată viața lor curg spre cele trecătoare și poate că noaptea asta sau în următoarea moartea îi va chema în cealaltă lume. Alții fac și mai rău. Își cheltuiesc vremea în chefuri, beții și desfătări, se îmbogățesc în averea diavolului și moartea stă gata să-i mute în iad. Ah, ce nebunie este a trăi o astfel de viață, pierdută pentru împărăția lui Dumnezeu! Rugăciune Isuse bunule Doamne, și eu eram pe calea nebunului din Evanghelie. Ispita lăcomiei de a strânge averi mă prinsese în ghearele ei. Toată truda mea și toată viața mea curgea spre ispita aceasta. Ca să mă scap de ea tu, Doamne, cuibul casei mele l-ai spart și m-ai trimis prin lume sărac și pribeag. M-ai făcut sărac ca să mă pot îmbogăți în tine și să pot îmbogăți și pe alții. Lasă-mă, Doamne, în starea aceasta. Lasă-mă mai bine lipsit și necăjit decât să mă prindă iarăși ispita îmbogățirii în, în ghearele ei. Pentru sufletul meu nu înseamnă nimic că voi muri cu casă sau fără casă, cu moșie ori fără moșie. Pentru Sufletul meu are însemnătate numai întrebarea: Ce avere voi avea în clipa când voi pleca în cealaltă lume? Ce avere sufletească? Întărește-mă, Doamne, și mă ajută să mă pot îmbogăți în tine. Capitolul 9 Pilda cu cel ce nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Și răspunzând, Isus a vorbit iarăși în pilde, zicându-le împărăția cerurilor, asemănatul sa omului împărat care a făcut nuntă fiului său. Și-a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iar și a trimis alte slugi zicând, spuneți celor chemați, iată, am pregătit o spățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sa, altul la neguțătoria sa iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au bat jocorit și le-au ucis. Și auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie și trimițând oștile sale, i-a nimicit pe ucigașii aceia și cetății i-au dat foc. Apoi a zis către slugile sale, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântile drumurilor și pe câți veți găsi, chemați la nuntă. Și ieșind, slugile acelea la drumuri au adunat pe toți câți i-au găsit și răi și buni și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Și a zis lui, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai de afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților căci mulți sunt chemați dar puțini sunt aleși Matei 22 versetele 1 la 14 Plină de învățătura mântuirii este această pildă Împăratul din pildă este Dumnezeu iar nunta este împărăția lui Dumnezeu la care sunt chemați toți oamenii dar pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu se cere pregătire sufletească viața noastră trebuie să fie o neîncetată pregătire sufletească pentru împărăția lui Dumnezeu. Omul din pilda Evangheliei intrase la nuntă fără nicio pregătire. În mijlocul celor care veniseră îmbrăcați de sărbătoare, el s-a trezit că n-avea haină de nuntă. Intrase în haine murdare și rupte. În fața mustrării împăratului l-a cuprins rușinea și tăcerea. A fost amarnic mustrat și pedepsit. Acest om nesocotit îi închipuie pe cei care își trăiesc viața în nepăsare de cele sufletești. Îi închipuie pe cei care nu au nicio grijă de sufletul lor. Pilda lui este pusă în fața noastră cu un strigăt de întrebare. Cum stați cu viața voastră cea sufletească? Cum stați cu haina sufletului vostru? Prin taina botezului, ni s-a dat o haină sufletească nouă și curată. Dar această haină n-a rămas și nu rămâne tot curată. Păcatul murdărește, păcatul rupe și zdrențuiește haina sufletului nostru. Ea trebuie îngrijită mereu, spălată și înnoită. Știi tu, cititorule, cu ce se spală și se înnoiește haina sufletului tău? Se spală cu lacrimile cele calde de căință pentru păcate și mai ales se spală cu sângele Mântuitorului, cu jertfa cea sfântă a crucii de pe Golgota. Sângele lui ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1 cu 7. Evanghelistul Ioan spune că i-a văzut în vedenile sale pe cei drepți și credincioși, îmbrăcați în ziua judecății în haine albe și pe un înger care îi arăta zicând: Aceștia sunt cei ce și-au spălat veșmintele lor și le-au făcut albe în sângele mielului, adică în jerfa lui Isus, Apocalipsa 7 cu 13. Ți-ai spălat și tu, cititorule, haina sufletului tău în jerfa cea sfântă a crucii de pe Golgota? Eu te întreb, iubite cititorule, cum este îmbrăcat sufletul tău? Eu te întreb cu apostolul Pavel, în ziua cea mare a judecății, oare vei fi aflat îmbrăcat sau gol? 2 Corinteni 5 ,3. Ești tu gata de nuntă? Adică ai haine sufletești pentru împărăția lui Dumnezeu? Ia seama că vine moartea și atunci nu te mai poți îmbrăca. Ia seama, omule, că sluga împăratului care cheamă la nuntă umblă printre noi, e moartea. Și ce știi? Trimisul împăratului poate să te cheme la noapte sau mâine noapte, în săptămâna aceasta sau în cealaltă, anul acesta sau celălalt. Ai tu haine legate de nuntă? Dezbracă-te, omule, dezbracă-te repede de omul cel vechi, din cu faptele lui, și te îmbracă cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul lui Dumnezeu. Conform Colosen 3, versetele 9 la 12. O, ce mare dar este să fii totdeauna gata de nuntă, adică să-ți ai curată și curățită de păcate haina sufletului tău. Sunt însă atât de puțin, mai ales azi, acei care se îngrijesc de haina sufletului lor, în zilele noastre este la modă fala de haine lumești. Mătăsurile acopăr zdrențele sufletești. Suflete bolnave, urâte, schilodite și schilave. Umblă căptușite în mătăsuri și haine făloase. O, dacă sufletele oamenilor ar putea lua înfățișare văzută, ar fi plină lumea de pocituri îmbrăcate în zdrențe murdare de când eram preot la țară, mi-aduc aminte de unul care în toată viața lui și-a murdărit și sfârtecat mereu haina sufletului cu fel de fel de păcate. Pe patul morții îmi apucase patrafirul cu atâta putere încât abia l-am putut smulge din mâinile lui. Țărmanul ce om se simțea gol și zdrențos de haine sufletești și în clipa din urmă căuta în grabă ceva acoperământ sufletesc, dar era prea târziu. Fericiți cei ce spală veșmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieții. Apocalipsa 23, versetele 13 și 14 Uită-te bine, cititorule, la imaginea acestei pilde. Arșa vor sta păcătoșii în ziua judecății, cum stă omul din imagine. Omule, unde ți-s hainele cele sufletești? va întreba Dumnezeu. Eu am trimis pe fiul său să te îmbrace în haină nouă tu n-ai cunoscut pe fiul meu? Atunci Isus va zice, Tată și Doamne, de atâtea ori am voit să-l îmbrac pe omul acesta și el n-a primit haină nouă. De atâtea ori l-am îmbiat cu haină nouă și el n-a voit să primească darul meu. De atâtea ori mi-am pus sângele meu înaintea lui și am zis, puneți hainele în sângele meu și mai vârtos decât zăpada se vor albi. Dar el n-a voit. Inima nouă și Duh nou am voit să pun în cele din lăuntru ale Lui, dar El n-a voit. Vrednic este de judecată și de osândă. Primește-L, dragă cititorule, primește-L îndată pe Cel ce poate curăți haina sufletului tău. Primește-L pe Iisus Mântuitorul și jertfa Lui cea sfântă. Primește-L îndată, căci alcum și tu vei păți ca Cel ce nu era îmbrăcat în haina de nuntă. În ziua judecății vei sta mut și rușinat în fața împăratului Dumnezeu. Rugăciune Prea bunule părinte și tată ceresc, o dulce chemare mă cheamă și pe mine la nunta fiului tău. Mă cheamă să intru și eu la ospățul mântuirii cele sufletești. Însă eu, nebunul, nu mă pot dezlipi de ispitele și plăcerile acestei lumi păcătoase. Aud chemarea ta cea dulce, dar ispitele lumii nu mă lasă să intru. Sufletul meu mă îndeamnă să intru, însă, vai, haina, mă vădește că nu sunt gata de nuntă. Haina cea mândră pe care mi-ai dat-o, botezul, am rupt-o, am zdremțuit-o de mult, în păcate și fără de legi. Totul am rupt, totul am zdremțuit. Ca și fiul cel pierdut din Evanghelie, am ajuns un biet suflet gol și zdrențăros. Păcatul m-a dezbrăcat și nu m-a lăsat să mă îmbrac. Într-o vreme, tream în credința că sufletul meu este îmbrăcat în haina gata de nuntă. Îmi ziceam, n-am omorât pe nimeni, n-am aprins, n-am furat. Însă, vai pe urmă, am aflat că toată lauda mea era o cârpă murdară înaintea ta. Voiam și eu să mă îmbrac cu frunze, ca oarecând Adam în grădina Edenului. Iisuse, bunule Doamne, Tu singur mă poți îmbrăca în haina de nuntă. Tu singur poți spăla și înnoi haina sufletului meu. Îmbracă-mă cu dragostea ta și mă spală cu scump sângele tău. Cămara ta, mântuitorule, o văd împodobită și haine nu am ca să intru în însă Luminează haina sufletului meu. Duhule Sfinte, întreabă-mă neîncetat cum stau cu haina sufletului meu. Adu-mi aminte neîncetat că numai Isus Mântuitorul mă poate îmbrăca și poate albi haina sufletului meu. Adu-mi aminte că Adam a încercat să se îmbrace cu frunze, să nu încerc și eu a mă îmbrăca cu o credință goală. Duhul Sfinte, ajută-mă cu darul și harul tău să mă îmbracă în omul cel nou, în făptura cea nouă. Adam a încercat să se îmbrace cu frunze. Despre Adam, ne spune Biblia că după ce a păcătuit, a aflat că e gol și a căutat să se îmbrace cu frunze de smochin, facere 3 cu 7. Dar cu această îmbrăcăminte n-a cutezat să dea față cu Dumnezeu. Se simțea tot gol. Dumnezeu i-a făcut haină de piele, facere 3 cu 21. Și noi încercăm adeseori să ne îmbrăcăm sufletește cu frunze, încercând să ne scăpăm de grija și mântuirea sufletului cu fel de fel de nimicuri. Dar această îmbrăcăminte n-ajunge nimic. Numai Domnul ne poate îmbrăca, dar îmbrăcămintea adevărată este cea care iese din jerfa cea mare a mântuitorului, așa cum haina de piele iese din jerfirea unei viețuitoare. Capitolul 10. Pilda cu cei chemați la cină Zisa domnul pilda aceasta, un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți. Și-a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemați, veniți, că iată toate sunt gata. Și-au început toți câte unul să-și ceară iertare. Cel din tâi a zis, n am cumpărat și am nevoie să ies ca să o văd, te rog iartă-mă. Și altul a zis, cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc, te rog iartă-mă. Și altul a zis, femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Și întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis, ieși îndată în piețele și ulițele cetății, și pe săraci, și pe neputincioși, și pe ori, și pe șchiopi, adu aici. Și a zis sluga, Doamne, s-a făcut precum ai poruncit și tot mai este loc. Și a zis stăpânul către slugă, ieși la drumuri și la garduri și silește să intre, ca să mi se umple casa. Căci zic vouă, niciunul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Luca 14, versetele 16 la 24. Cina din pilda Evangheliei este împărăția lui Dumnezeu, este mântuirea noastră cea sufletească prin jertfa cea mare și sfântă a Fiului Său. Cei chemați la această cină au fost în primul rând evrei. Pentru ei pregătise Dumnezeu acest ospăț al mântuirii, dar ei au refuzat chemarea Domnului. Evanghelia mântuirii a trecut asupra neamurilor, asupra popoarelor păgâne. Dar, afară de acest înțeles, Pilda cu cei chemați mai are și un alt înțeles, care ne privește pe noi, pe mine și pe tine, dragă cititorule. Pilda cu cei chemați este o invitație ce ne cheamă și pe noi la cina cea mare. Domnul ne cheamă la cina mântuirii sufletești. Domnul ne cheamă cu o invitație scrisă, cu Evanghelia, cu cuvintele lui ce ni le-a lăsat scrise în Noul Testament, în Sfânta Scriptură nimeni nu va putea spune că n-a fost invitat și că n-a știut de această invitație. Domnul ne cheamă la cina mântuirii sufletești, dar la chemările Domnului oamenii de azi răspund tot așa ca și chemații din pilda Evangheliei. Mulțimea cea mare a creștinilor n-ascultă chemarea Domnului, n-au oamenii vreme pentru cele sufletești. Sunt cuprinși de vârtejul daraverilor, afacerilor, averilor și ispitelor. Pilda Evangheliei îi împarte în trei clase pe cei care au refuzat invitația la cină. În prima clasă a fost cel care trebuia să-și vadă țarina. În clasa asta sunt și azi cei cuprinși și necați de grijile avuților. Averea și strângerea acesteia nu este în sine un păcat. Este chiar o datorie pentru fiecare tată de familie. Dar devine un păcat averea când facem din ea un idol, singurul pentru care trăim și muncim. Lăcomia averilor strică gustul de cele sufletești. Ne fură toată vremea, toate gândurile și toate preocupările noastre. Lăcomia aceasta îi face pe unii oameni zgârciți. Sunt atâția oameni care au avere cât să poată trăi și o sută de ani, dar lăcomia nu le dă răga să scape la cele sufletești. Strâng avere de dragul averii, de dragul unui idol de suflet pierzător. Înseamnă aici că și puținul celui sărac poate fi un astfel de idol. În clasa a doua a fost cel care se scuza că și-a cumpărat perec de boi și merge să-i încerce. Asta e clasa afacerilor și a negustorilor. Asta e clasa vremurilor și a oamenilor de azi. Nici negustoria nu e un păcat, este și a o ocupație ce începe la un loc cu mântuirea sufletului. Numai că, dacă nu băgăm de seamă, această ocupație se poate face o mare, o foarte mare ispită pentru suflet afacerile și negustoriile îl atrag pe om, dacă nu bagă de seamă, într-un vârtej din care nu mai poate scăpa la cele sufletești. Ați văzut pe oamenii de afaceri cât sunt de cufundați în afacerile lor? Toată vremea și toată viața lor curg în partea aceasta. Pentru cele sufletești n-au răgaz nici măcar un minut. Am scris la foaie despre un negustor ce ne-a amenințat că ne părăște pentru că trimisesem din greșeală o Biblie rambursată cu 120 de lei. Ne scria că l-am conturbat în negustoria lui cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu. Ah, ce ispită grea sunt afacerile și negustoriile pentru mântuirea sufletului. Al treilea invitat din Evanghelie spunea că s-a însurat și nu poate veni. Asta închipuie grijile familiale care și ele copleșesc uneori grija de suflet. Mulți își închipuie că greutățile și datoriile familiale sunt o piedică pentru cele sufletești. Greșită părere. Un tată și o mamă pot sluji Domnului mai mult decât alții, aducând la Domnul și pe copiilor, pe slujitorilor și priveghind să fie căsuța lor totdeauna plină de rugăciuni și purtări curate. În Însuratul din pilda Evangheliei închipuie și desfătările, poftele cele lumești, care sunt și ele o mare o foarte mare piedică pentru împărăția lui Dumnezeu. Cine a apucat cu poftele și dezmierdările cele lumești, asurzește cu totul pentru chemările Domnului. Nu mai are nici auz și nicio plăcere pentru chemările mântuirii sufletești. Acestea sunt cele trei clase de invitați pe care îi mustră pilda Evangheliei. Ei mustră nu pentru că își aveau averile și afacerile lor, ci pentru că afacerile lor erau mai de preț decât chemarea la cina Domnului să luăm aminte. Evanghelia nu ne mustă pentru că ne-am avea boii, averile și afacerile noastre, ci ne mustră pentru că grija de suflet stă în urma tuturor afacerilor și alergărilor noastre. În mijlocul vieții noastre trebuie să stea cina Domnului. Împărăția lui Dumnezeu, grija mântuirii sufletești, grija de suflet trebuie să dospiască și să copleșească toate frământările și alergările noastre. Însă viața oamenilor de azi e dospită cu totul de cele lumești. Ah, ce nebunie este a trăi o astfel de viață! Cei mai mulți oameni trăiesc în această nebunie pentru că n-au gustat din cina Domnului. N-au aflat cât de dulce și liniștită este o viață trăită cu Domnul. Veniți că iată toate sunt gata, așa chema sluga Domnului din Evanghelie. O ce înțeles adânc este în aceste vorbe. Așa ne cheamă și pe noi Domnul, Veniți că toate sunt gata, ne zice și nouă Tatăl Ceresc. Totul am făcut pentru viața și mântuirea noastră. Veniți că e gata jertfa fiului meu. Veniți că v-am iertat prin jertfa fiului meu. Veniți că totul e gata, ne zice și Mântuitorul. Veniți că iată am suit Golgota. Veniți că iată cuiele au trecut prin mâinile și picioarele mele. Veniți că sulița a străpuns, mea, totul e gata, toate am suferit pentru voi și pentru mântuirea voastră. Veniți să luați în dar viață și mântuire. În clipele când și-a dat Duhul pe crucea Golgotei, mântuitorul a strigat cu glas înalt, săvârșitul sa. Prin acest cuvânt, mântuitorul spunea că și-a împlinit chemarea ce a avut-o în lume. Cuvântul săvârșitul sa a fost un strigă de biruință. Mântuitorul biruise toate ispitele și durerile. Diavolul era biruit, jertfa era gata. Dar vai, acest strigăt pentru mulți va fi un strigăt de pieire în ziua judecății. O scumpul meu mântuitor, tu ne-ai lăsat gata jertfa mântuirii. Cina ta este gata, masa este întinsă, toate ușile sunt deschise, din toate părțile se au de chemarea, veniți că iată sunt toate gata. Însă vai, cei mai mulți nu vor să intre și să guste din cina mântuirii. Veniți că, iată, toate sunt gata. Auzi tu, dragă cititorule, și asculți tu această chemare dulce de mântuire? Grăbește-te, dragă frate, grăbește să intri la cina mântuirii. La masa marelui ospăț mai este un loc și pentru tine. Ușa e încă deschisă. Intră și tu, dragă suflete, intră numai decât, intră azi, căci mâine poate fi prea târziu. Se va închide ușa și tu vei rămâne afară în pieire veșnică. Rugăciune Prea bunule Doamne și Tată Ceresc, și eu sunt între cei chemați la cina cea mare. Cuvântul și darul tău mă cheamă mereu și pe mine la cina mântuirii mele sufletești, iar eu sunt între cei nesocotiți care refuză chemarea ta. Aud chemarea, dar lumea cu ispitele ei nu mă lasă să o ascult. Mai zilele trecute, o societate mi-a trimis invitație în scris să merg la petrecerea ei și m-am dus în dată. Mă simțeam mândru că m-a chemat. Cu o invitație în scris, cu Sfânta Scriptură, mă invit și tu, prea bunule Doamne, la cina mare lui Ospăț. Dar pe aceasta nu ascult. Ah, ce nebunie mare este acest lucru! Duhule Sfinte, luminează-mă și mă întărește cu darul tău să ies din nebunia aceasta de suflet pierzătoare. Duhule Sfinte, ajută-mă să ascult chemarea Tatălui Ceresc. Ajută-mă să intru la cina marelui ospăț. Ajută-mă să intru chiar azi, căci mâine se va închide ușa și atunci va fi prea târziu. Voi rămâne afară, în pierzare veșnică. Capitolul 11. Pilda cu cele 10 fecioare Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care, luând candelele lor, au ieșit într-o întâmpinare a mirelui. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înțelepte. Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare, Iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinarea lui. Atunci s-au deșteptat toate cele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele fără minte au zis către cele înțelepte, Dați-ne din undelemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne și nouă. Iar el răspunzând a zis, adevăr zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea, privegheați, că nu știți ziua nici ceasul când vine fiul omului. Matei 25, versetele 1 la 13 Minunată este această pildă. Până la sfârșitul viacurilor, pilda cu cele zece fecioare va rămâne ca un strigăt de trezire către toți cei ce dor în păcate și fără de legi. Până la sfârșitul viacurilor, ea va aduce aminte oamenilor că viața noastră este, trebuie să fie, o pregătire, o așteptare a mirelui ceresc, a împărăției lui Dumnezeu. În pilda cu cele zece fecioare care îl așteptau pe mire, este pusă chemarea vieții noastre. Și viața noastră e o așteptare a celui ce a zis, iată, vin curând și plata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui. Apocalipsa 22 cu 12 Fiecare dintre noi e chemat să-i aparte la nunta cea mare. Matei 22 cu 10 Mirele cel dulce al sufletelor noastre, Isus Mântuitorul ne cheamă pe toți la nunta sa, la praznicul cel veșnic al sufletelor noastre, la praznicul cel mare, unde este bucurie și fericire veșnică. Dar, pentru această nuntă, trebuie pregătire sufletească. Cinci dintre fecioare, ne spune Pilda, erau înțelepte. Acestea s-au asigurat din vreme să aibă un delem pentru când sosește mirele. Aceste fecioare cu minți îi închipuie pe creștinii cei adevărați care petrec o viață de așteptare a mirelui ceresc. Unde lemnul candelelor închipuie credința, dragostea, faptele bune și alte daruri și comori sufletești. Cine are acest undelem, cine trăiește o viață de credință, de rugăciune și de fapte bune, acela și-a asigurat unde lemnul de lipsă pentru întâmpinarea mirelui. Acela poate trăi liniștit, el este gata în orice clipă să-l întâmpine pe Domnul și să plece acasă la Domnul. Cine trăiește o viață cuprinsă, aprinsă și cârmâită de darul și harul Duhului Sfânt, acela are candela aprinsă și e gata oricând pentru întâmpinarea mirelui. Celelalte cinci fecioare despre care ne spune pilda erau nebune. Ele nu s-au asigurat cu un delemn dormeau liniștite în vreme ce candelele lor se stingeau. Nu-și dădeau seama ce va fi cu ele când va sosi mirele. Aceste cinci fecioare nebune îi închipuie pe cei ce dorm în păcate și în nepăsare de suflet. A, e plină lumea de azi de nebunia celor cinci fecioare nebune. E plină lumea de cei ce dorm cu candelele goale. E plină lumea de păcătoși care dorm liniștiți în păcate și fără de legi. Ca mâine, strigarea morții îi află fără unde lemn. Mirele din pilda Evangheliei a venit pe neașteptate. Pe neașteptate va veni și mirele cel ceresc. Toate Evangheliile spun acest lucru. Evanghelia ne spune apriat că Fiul Omului va veni pe norii cerului să judece pământul, Matei 25. Aceasta va fi ziua cea mare când va trebui să aprindem candelele noastre. Dar nimeni nu știe când va veni această zi, nici îngerii din cer, nici fiul, ci numai tatăl, Matei 24 cu 36. De altfel, pentru noi nici nu are însemnătate acest secret divin. Fie că vom fi pe pământ, fie că vom fi în mormânt, când va sosi mirele, lucrul de căpetenie acesta este: să avem candelele pline cu un de lemn. Strigătul că a venit mirele este pentru noi moartea. Moartea ne vine ca o solie, ca o strigare că sosit mirele și trebuie să ieșim din această lume într un întâmpinare a lui. Moartea ne vine ca o chemare la cina marelui ospăț ceresc. Matei 22 Moartea ne vine ca o solie neașteptată. Trebuie să stăm totdeauna gata. Strigare mare, ne spune Pil, dacă s-a făcut la sosirea mirelui. Strigare și spaimă. Dar spaima le privea numai pe fecioarele cele nebune. Fecioarele cele înțelepte au primit strigarea cu liniște și bucurie își știau candelele pline cu un delem. Când ți-ai strâns un delemn în candela sufletului, aștepți moartea liniștit, aștepți venirea mirelui liniștit. O, ce liniștit moare cel credincios! O, cu ce dor și bucurie îl așteaptă cel credincios pe mirele ceresc! Viața celui credincios este dorirea și chemarea cu care se încheie apocalipsa și scripturile. Amin, vino Doamne Iisuse! Apocalipsa 22 cu 20 Vestea sosirii mirelui le-a umplut de groază pe fecioarele cele nebune. Abia atunci au dat seama că n-au unde lemn în candelele lor și alergau zorite în toate părțile. Strigarea morții îi umple de groază pe cei păcătoși. Abia pe patul morții se trezesc păcătoșii din somnul păcatelor și aleargă îngroziți în toate părțile după unde lemn. Dar atunci e prea târziu, e prea târziu. Doamne, Doamne, deschide-ne și nouă! Așa strigau fecioarele cele nebune, bătând la ușa ospățului, dar strigarea lor era zadarnică. Ușa se închisese, ușa nu se mai deschidea. Ele întârziaseră și rămaseră afară. În lăuntru era lumină și veselie, iar ele stăteau afară în noapte și în întuneric. Prin nebunia lor pierduseră bucuria marelui ospăț, pierduseră chemarea mirelui. Fioroasă era starea lor, dar și mai fioros a fost răspunsul ce le-a venit dinăuntru. Nu vă cunosc pe voi. Așa le-a răspuns mirele dinăuntru. Timpul intrării a trecut, voi nu mai sunteți dintre chemații mei, nu vă cunosc pe voi. Chemații mei au intrat, ușa s-a închis. Așa e și cu viața celor păcătoși. Fecioarele care băteau la ușa cea închisă îi închipuie pe cei păcătoși îi închipuie pe cei care și-au petrecut viața în păcate și în fără de legi. Îi închipuie pe cei care numai în clipele morții se trezesc îngroziți și bat la ușă, dar atunci e prea târziu, e prea târziu. O pocăință prea târzie bate la ușă și ușa nu se mai deschide. Ușa mântuirii s-a închis și nu se mai deschide. Până trăiește omul, toate ușile mântuirii sunt larg deschise. Toate evangheliile îl cheamă pe om să intre pe ușa mântuirii. Dar în clipele morții, această ușă se închide. Ușa corăbiei lui Noe a stat 160 de ani deschisă, chemându-i pe oameni să intre la mântuire. Dar când s-a pornit potopul, ușa s-a închis. Au scăpat numai cei ce intraseră. Așa se închide și ușa mântuirii, în clipele când sosește sfârșitul omului. Ferice de cel ce a intrat și a scăpat înăuntru, la o spățul bucuriei și fericirii veșnice. Vai de cei care au rămas afară! în întuneric și în pieire sufletească. Ah, ce fior este în cuvintele! Doamne, Doamne, deschidene și nouă! Așa vor striga și păcătoșii în clipele când fiul omului va veni să judece pământul. Strigarea lor va fi strigătul celor care se pierd. Dar și mai fioros va fi răspunsul care îl vor primi. Nu vă cunosc pe voi, le va răspunde Domnul. Eu cunosc oile mele, dar pe voi nu vă cunosc pentru că n-ați ascultat glasul meu și n-ați petrecut în turma mea. Ioan 10. Eu nu vă cunosc pe voi, pentru că nici voi nu m-ați cunoscut pe mine, ci a trăit o viață fără de mine. A trăit o viață mincinoasă. Mi-a zis mereu, Doamne, Doamne, dar n-ați făcut voia mea. Matei 7, cu 21. V-am împresurat cu dragostea mea mereu, dar voi m-ați respins. Am bătut la ușă și nu mi-ați deschis. Apocalipsa 3 cu 20. La voi am venit și nu m-ați primit. Dragă cititorule, mai curând ori mai târziu fiul omului se va arăta pe norii cerului. Ah, ce strigare și ce mișcare va fi atunci! Atunci va fi nunta cea mare a mirelui ceresc. Sfinții, îngerii, martirii și toți credincioșii, îmbrăcați în haine albe, se vor prezenta cu candelele aprinse pentru întâmpinarea mirelui. În toate părțile va răsuna strigarea, iată mirele, veniți, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Fie că vom fi pe pământ, fie că vom fi în mormânt, va trebui să ieșim și noi într-o întâmpinare a mirelui. Oare avea vom noi atunci un de în candelele noastre? Această întrebare trebuie să ne urmărească o viață întreagă. Privegheați! Acesta este cuvântul Mântuitorului. Ah, de câte ori a spus Mântuitorul acest cuvânt? Privegheați! Privegheați dar că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața. Ca nu cumva venind fără veste, să vă afle pe voi dormind. Marcu 13 cu 35 Să priveghem, să ne îngrijim din vreme de unde lemn, să nu ne lăsăm biruiți și adormiți de ispitele și înșelăciunile lumii, să stăm totdeauna gata ca o santinelă neadormită, așteptând în orice vreme sosirea mirelui. Rugăciune. Isuse prea dulcele meu mireți sufletesc și eu sunt dintre cei care așteaptă întâmpinarea ta. Într-o vreme eram plin de sufletească trezvie. Candela mea era plină cu un de lemn, dar vai, a venit noaptea ispitelor și încercărilor. A venit noaptea și privegherea s-a făcut tot mai grea. A venit noaptea și privegherea mea a slăbit. Somnul m-a furat, unde lemnul s-a gătat. Candela asta gata să se stingă. Isuse, prea bunule Doamne și scumpul meu mântuitor, te rog, nu mă lăsa în această stare de pierzare. Aprinde din nou candela sufletului meu, pune din nou îndelemnă în ea, aprinde-mă din nou pentru tine, pentru o viață trăită cu tine. Duhul Sfinte, trezitorule al păcătoșilor, trezește-mă din somnolența și trândă via ce m-a cuprins strigă-mă și mă trezește din nebunia în care dorm așteptând mirele cu la goală. Trezește-mă, Duhule Sfinte, trezește-mă cu o clipă mai înainte de a sosi mirele și de a se deschide ușa. Iată, mirele vine la miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se și dormind. Vezi, dar suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Capitolul 12. Pilda cu talanții Zisa Domnul pilda aceasta, și mai este împărăția cerurilor, ca un om care, plecând departe, și-a chemat slujile și le-a dat pe mână avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanți a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. De asemenea, și cel cu doi a câștigat alți doi. Iar cel ce luase un talent s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și a făcut socoteala cu ele. Și apropiindu-se, cel care luase cinci talanți a adus alți cinci talanți, zicând, Doamne, cinci talanți mi-ai dat, iată, alți cinci talanți am câștigat cu ei. Zisa lui stăpânul, bine slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria domnului tău. Apropiindu-se și cel ce a luat doi talanți, a zis, Doamne, doi talanți mi-ai dat, Iată, alți doi talanți am câștigat cu ei. Zisa lui stăpânul, bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria domnului tău. Apropiindu-se apoi și cel care primise un talant, a zis, Doamne, te-am știut că ești om aspru, care secer unde n-ai semănat și aduni unde n-ai împrăștiat. Și temându-mă, m-am dus de a ascuns talentul tău în pământ. Iată, aici este al tău. Și răspunzând stăpânul său i-a zis, slugă vicleană și leneșă, știai că se cer unde n-am semănat și adun unde n-am împrăștiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi și eu venind aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Luați deci de la el talentul și dați-l celui ce are zece talanți. Căci tot celui ce are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are îi se va lua iar pe sluga netrepnică aruncați-o într-un tunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrișnirea dinților. Matei 25, versetele 14 la 30 Pilda cu talanți este foarte cunoscută, însă prea puțin înțeleasă și mai ales prea puțin pusă în trăita vieții noastre. În chipul slugilor din Evanghelie, cărora stăpânul le a împărțit talanții, suntem noi, creștinii, cărora Dumnezeu ne-a împărțit și ne împarte mulți și feluriți talanți. Un talent de la bunul Dumnezeu este spre pildă și sănătatea omului, mintea, priceperea. Un talent de la Dumnezeu este și averea omului. Un talent de la Dumnezeu sunt apoi și diferitele daruri ce le au unii oameni. Unul are darul de a cânta frumos, altul are darul de a vorbi frumos. Unul are dar de a scrie versuri, altul de a cânta la violină sau alt instrument. Toate acestea sunt daruri primite de la Dumnezeu, și omul e dator să le pună în slujba Domnului și a mântuirii sufletului său. Nu tuturora li s-a dat pe o măsură acești talanți. Unora li s-a dat numai un singur talant, sănătate ori mintea, altora, spre pildă cărturarilor, li s-au dat mai mulți talanți. Toți însă trebuie să ne gustorească pentru Domnul cu acești talanți și să scoată din ei dobândă de mântuire sufletească. O, ce lucru frumos și ce viață minunată ar fi această lume când fiecare om ar negustori pentru Domnul cu talanții cei are de la el. O, cum s-ar schimba înfățișarea acestei lumi când, de la ministru până la primarul din sat, fiecare slujbaș și-ar da seama că slujba lui e un talent cu care trebuie să lucreze ca pentru Domnul. Și să-și dea seama înaintea Domnului despre negustoria sufletească ce a făcut-o cu talentul ce i s-a dat. O, oh, cât s-ar face de bun și plugarii și toți oamenii când toți talanții lor ar negustori pentru Domnul? Însă ce vedem noi azi în lume? În toate părțile vedem pe oameni risipind și îngropând talanții cei au de la Dumnezeu. Ici, iată un bețiv își îngroapă sănătatea, mintea, averea și sufletul. Dincolo, iată un desfrânat cum își cheltuiește talentul cel trupesc și sufletesc. Ici iată slujbașul cum își risipește talanții, făcând cu ei nedreptăți și negustorin pentru diavolul. Dincolo, iată pe zgârcitul și pe lacomul, cum astupă în pământ talantul averii au de la Dumnezeu. Un risipitor de talanți e și cel care cu darul cântării cântă și zbiară noaptea prin birturi, în loc să învețe și să cânte cântări creștinești. Un risipitor de talanți e și cel care cu darul de a scrie versuri, Scrie poezii atâțătoare de patim rele. Muzicantul care duminica atâță lumea la joc cu meșteșugul cel are în violină, încă ne gustorește pentru diavolul cu talentul cel de la Dumnezeu. Tot pentru diavolul ne gustorește și cel care are minte și învățătură bună, dar folosește acest talent pentru a înșela pe cei mai mulți care sunt mai puțin pricepuți. O, cerisipă grozavă, se face azi cu talanții Domnului și în popor și între cărturari dragă cititorule. Nu uita că și tu ai primit de la domnul talent despre care va trebui să dai seama în ziua judecății. Tot ce ai tu, toată averea ta trupească, lumească și sufletească, este un talent de la Dumnezeu cu care trebuie să ne gustorești mântuire sufletească. În ziua judecății, așa vei sta și tu în fața dreptului judecător, cum stau slugile în imaginea alăturată. Unde este talentul ce ți l-am dat? Va întreba tatăl ceresc omul păcătos. Ce ai făcut cu el? L-ai băut în crâșmă? L-ai cheltuit în desfrânări? Ai viclenit cu el? Ori ai făcut nedreptate? Ori l-ai ascuns în zgârcenie? Vai celui ce nu va putea da seama în ziua judecății de talanții ce ai avut în această lume. Și mai este încă un talent de care va trebui să dăm seama în ziua judecății. E un talent mai scump decât toate. E jertfa Domnului Hristos. E sângele Domnului, e acesta un talent ce ni se îmbie tuturor pentru a cumpăra cu el moștenirea vieții de veci. Ai primit tu acest talent și cum l-ai folosit? Un ogor plin de spin și pălămida am văzut asta într-un sat. Era al unui bețiv și oamenii spuneau că bețivul e pe cale de a-l vinde, adică de a-l pierde pentru băutură. Așa e pierdută și împărăția lui Dumnezeu, pentru cei ce își îngroapă talanții în patim și plăceri lumești, în loc să lucreze cu ei în ogorul mântuirii sufletești. Tu, cititorule, cum folosești talanții cei ai de la Domnul? Capitolul 13. Pilda cu zmochinul cel neroditor Și le-a spus pilda aceasta. Cineva avea un zmochin sădit în via sa și a venit să caute rod în el, dar n-a găsit. Și a zis către vier, iată, trei ani sunt de când vin și caut rod în zmochinul acesta și nu găsesc. taie -l. de ce să ocupe locul în zadar? Iar el, răspunzând, a zis, Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor, iar de nu îl vei tăia. Luca 13, versetele 6 la 9 în multe locuri din Evanghelie a asemănat Isus viața omului cu viața unui pom și omul având chemarea să rodească fapte bune. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. După roadele lor îi veți cunoaște. Au doar culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Matei 7 cu 16 Scripturile amintesc despre trei feluri de pomi răi, despre trei clase de oameni care n-aduc roadă de fapte bune. Unii sunt pomul cel sălbatic de la Ieremia 17 cu 6. Aceștia sunt pomicei cei tomnatici, fără de rod, de două ori uscați și dezrădăcinați. Iuda 1 cu 12. Pe aceștia îi așteaptă securea morții să-i taie și în focul pieirii să-i arunce. Alții sunt în chipul unui zmochin care arată de departe frunze frumoase, dar când s-a apropiat de el mântuitorul să ia zmochine, n-a aflat decât frunze. Marcu 11 cu 13. Și pilda aceasta vorbește despre un zmochin altoit și îngrijit care nu dă de roadă. Abia în rândul din urmă sunt pomii cei buni despre care zice psalmistul că sunt răsădiți lângă izvoarele apelor și își vor da rodul la vremea lor. Psalmul 1, versetele 2 și 3. Acestea sunt oamenii cei roditori de fapte bune. Pildele cu pomii seamănă cu pilda seminței de grâu care a căzut în trei feluri de pământ, rău, și numai într-unul bun. În clasele celor trei feluri de pomi este și viața cea sufletească a oamenilor. În prima clasă, pomii cei uscați sunt cei ce stăruie în păcate și fără de legi. Sunt cei uscați cu totul de vânturile și furtunile fără de legilor. În clasa a doua, smochinul cu frunze frumoase, sunt creștinii care țin datinile, țin posturile, își fac seara și dimineața rugăciunile, se duc și la biserică, dar, de cauz mai de aproape în viața lor, nu afli roadele faptelor bune. De departe se văd frunze frumoase în viața multor creștini, dar, când ai în lături aceste frunze, nu se vede rod. Sunt evlavioși la înfățișare, dar în traiul lor sunt răi, îndărătnici, egoiști, zgârciți, certăreți, etc. Ceea ce se cheamă azi creștinism este mai mult un frunziș verde și frumos la înfățișare. Însă, când te apropii de el, vezi că n are roadă. În clasa a treia sunt cei din pilda cu smochinul care era altoit și îngrijit, și totuși roadă nu făcea. În chipul acestui smochin suntem noi, mulțimea cea mare a creștinilor, cărora stăpânul grădinii tatăl ceresc, ne-a dat scump pe darul sufletești, botezul, credința, rugăciunile darurile Duhului Sfânt, etc. Să rodim cu ajutorul lor. Însă smochinul vieții noastre n-arată roadă. De ce nu face roadă pomul vieții noastre? Pentru că rădăcinile lui nu sunt adâncite în pământul cel cu suc de viață și de putere creștinească dătător. Trăim o viață de suprafață, o viață neadâncită în Evanghelia Mântuitorului și în jerfa lui cea sfântă. De aceea pomul vieții noastre nu are putere de rodire. Pomul vieții noastre nu este altoit în Isus Mântuitorul, în viața cea nouă, în nașterea cea din nou, despre care el spunea în Ioan 3, versetele 1 la 13. Iar fără această altoire, fără această renaștere, pomul vieții noastre nu poate rodi. Pe smochinul din pildă aceasta, stăpânul grădinii a voit să-l taie, dar grădinarul a mijlocit pentru el zicând, Doamne, lasă-l pe el și într acest an, până îl voi săpa împrejur și voi pune cu noi. Și viața noastră e un astfel de smochin neroditor pe care Dumnezeu îl amenință cu tăierea. Avem însă și noi un grădinar milostiv care mijlocește pentru pomul vieții noastre să nu fie tăiat până va mai încerca el să-i dea putere de rodire. Acest grădinar milostiv e mântuitorul vieții noastre. Îi este milă de noi oprește securea morții și se roagă pentru noi Tatălui Ceresc, zicând, Tată și Doamne, mai îngăduie pomul acestui om, mai lasă-l să-l ud cu sângele meu, să-l ud cu dragostea mea, mai lasă să sap șanț mai adânc în jurul lui, în care să se strângă mai multă credință. Fără ajutorul acestui grădinar bun și milostiv, pomul vieții noastre nu poate rodi. Pe el să-l chemăm zicând, vino, bunule Doamne, căci pomul vieții noastre se usucă, omizile îl rod și vânturile îl răstoarnă. Când îl chemăm cu adevărat, el vine, el altoiește, el taie, retează, el îngrădește, el sapă, el leagă și udă. O, cum se schimbă pomul vieții noastre și cum se umple de roade când îl chemăm și îl primim cu adevărat pe Mântuitorul. Roadă numai cu darul și ajutorul lui Dumnezeu putem face până la sfârșitul vieții noastre, El să fie stăpânul și îngrijitorul pomului vieții noastre. De când eram copil, mi-aduc aminte de un altoi care se prinsese, dar pe dedesubt au dat iar lăstarele, cele vechi, și nemai umblând nimeni să le curețe, altoiul s-a întors iarăși cu totul la firea cea sălbatică și a crescut un pom sălbatic. Așa e și viața celor mai mulți creștini. E altoită în Domnul cu botezul ce li s-a dat pe când erau copii, Arpede de dedesubt, Au crescut iar vlăstarele celei vechi și au înăbușit pe omul cel născut de nou. Asta vine de acolo că omul nu se apropie, nu primește și nu rămâne mai departe, lângă marele grădinar, care singurul ne poate da dar și putere să ne păstrăm și să ne apărăm altoirea ce sufletească. Smochinul, din pildă, închipui o viață pierdută în zadar. Închipe sfârșitul omului care a trăit fără Dumnezeu și a murit fără roadele faptelor bune. Eu te întreb, iubite cititorule, în ce stare se află pomul vieții tale? E gata pomul vieții tale pentru ziua roadelor? Pentru ziua când Domnul va trimite slugile sale să culeagă rodul din pomul vieții tale? Matei 21 cu 34 Ca mâine, Domnul va veni să scuture roadele. Isaia 27 cu 12 Oare va afla roade în pomul vieții tale, ori numai frunze goale? Domnul, din pildă, s-a mâniat că după trei ani de așteptare nu-i rodise smochinul și a poruncit grădinarului să-l tai. Dumnezeu așteaptă 30, patruzeci, 60 de ani, așteaptă o viață întreagă să facă rod pomul vieții noastre și de cele mai multe ori nimic nu află în el decât frunze goale. Orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc, zice Evanghelia. Matei 7 cu 19. Ce știi? Poate că securea morții stă gata să taie pomul vieții tale. Iată, securea stă la rădăcina pomilor. Matei 3 cu 10. Faceți dar roadă vrednică de pocăință. Matei 3 cu 8. Rugăciune. O, prea bunul meu mântuitor, mulțumesc cu că pe mine, un pădureț sălbatic, mai scos din pădurea pierii sufletești și mai altoit în grădina vieții. Dar, te rog, bunule Doamne, rămâi lângă mine și grijește de pomul vieții mele până la sfârșit, căci din tulpina cea sălbatică, din firea cea veche, răsar mereu vlăstare. Vânturile ispitelor sunt grele și omizile patimilor sunt multe. Apără-mă cu darul tău, leagă-mă și mă întărește cu crucea și jerfa ta, taie și curăță, cu cuțitul suferințelor, unde vei afla de bine ca tot mai multă roadă să pot aduce. Capitolul 14. Casa zidită pe temelie de piatră Zisa Isus oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, asemăna se va bărbatului înțelept care a zidit casa lui pe stângă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le împlinește, asemăna se va bărbatului nechipzuit care și-a clădit casa pe nisip. Și-a căzut ploaia și au venit râurile mari și au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și a căzut și căderea ei a fost mare. Iar când Isus a sfârșit cuvintele acestea, mulțimile erau uimite de învățătura lui, căci învăța pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învățau cărturarilor. Matei 7, versetele 24 la 29. Citește, dragă cititorule, cu minte această învățătură și te gândește bine asupra ei, că cinea este vorba și despre tine și despre mântuirea sufletului tău. Știi tu care este temelia cea de piatră pe care trebuie să-ți clădești casa vieții tale? Această temelie este, dragă cititorule, stânca Golgotei. Este Isus, răscumpărătorul și mântuitorul nostru căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă, care este Isus Hristos. 1 Corinteni 3 11 Temelia vieții noastre sufletești și creștinești este Isus Mântuitorul, pe care l-a trimis Tatăl ca o jerfă de ispășire pentru păcatele noastre, ca noi să trăim prin trânsul. 1 Ioan 4, versetele 9 și 10 prin jertfa cea sfântă, Iisus Mântuitorul ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne-a dat putere să ne facem iarăși fiului. Lui. Ioan 1, 12. Viața ta cea sufletească e așezată pe temelia cea de piatră când ai înțeles și ai primit cu adevărat jertfa crucii Mântuitorului. Când ai înțeles că Iisus Hristos a murit pentru tine, pentru păcatele tale, pentru iertarea ta și pentru mântuirea ta, când ai înțeles că viața ta e un dar al jertfei de pe cruce viața ta cea sufletească e zidită pe temelia cea de piatră când ai aflat că jertfa crucii nu este numai o iertare a păcatelor tale și o împăcare cu Dumnezeu, ci este o putere. Este toată puterea vieții tale sufletești. Prin puterea crucii, Iisus Mântuitorul ne-a dat și nouă putere să ne răstignim, să murim față de păcat și să înviem cu El la o viață nouă. Roman 6 temelia și tăria vieții noastre sufletești este Isus Hristos și jertfa lui cea sfântă. Fără de El noi nu putem face nimic. Fără de mine nu puteți face nimic, Ioan 15 cu 5. Când ți-ai pus viața pe această temelie, atunci ești a lui Dumnezeu zidire, 1 Corinten 3 cu 9. Atunci ești casa lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. 1 Corinteni 3,16. cu 16 numai când ți-ai pus viața pe această temelie, capeți putere să și faci cuvântul lui Dumnezeu. Când ți-ai pus viața pe această temelie, viața ta deodată se umple de dar și putere. Dintr-un om lumesc, te faci un om duhovnicesc. Din om vechi, om nou. Fsm 4 cu 24. Dintr-un prăpădit și pătimaș, te faci un nebun pentru Hristos. 1 Corinteni 4 ,10. Când temelia vieții tale este Isus Hristos, atunci orice valuri, orice furtun de ispite, de patim, de necazuri, de întristări, de prigoane s-ar scula împotriva ta, tu stai liniștit, pentru că viața ta este clădită pe stâncă. Pe această temelie de piatră se simțea apostolul Pavel când striga, Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigoana sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Romani 8 cu 35 Dragă cititorule, viața aceasta este o neîncetată furtună cu vânturi de ispite și tunete de fără de legi. Marea vieții răsună neîncetat de vuietul apelor fără de legilor. Numai cel ce -și are viața clădită pe temelia cea de piatră poate sta neclintit în fața acestor furtuni. Numai cel ce trăiește clipă de clipă o viață cu Domnul poate sta neclintit în fața ispitelor. Numai cel ce soarbe clipă de clipă dar și putere din jerfa crucii poate birui furtunile ispitelor și valurilor fără de legilor. Trăiești tu o astfel de viață? Și acum să vedem cine sunt cei ce zidesc pe temelia cea de nisip. Mai sunt cei ce ascultă cu drag cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l fac. Aceștia sunt cei despre care zicea Mântuitorul, ce-mi ziceți mie, Doamne, Doamne, și nu faceți voia mea? Luca 6 cu 46 Că nu oricine îmi zice mie, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia tatălui meu. Matei 7 cu 21 Sunt foarte mulți oameni credincioși și evlavioși la vedere, dar viața lor e plină de păcate. Sunt răi, pismași, zgârciți, egoiști. De ce? Pentru că viața lor cea creștinească nu e zidită pe temelia cea de piatră, pe temelia cea vie și de putere dătătoare, care este Isus Mântuitorul și Biruitorul. Viața lor nu-și soarbe puterea din izvorul vieții și puterii, care este crucea și jertfa Mântuitorului. Să luăm aminte că noi, românii în special, trăim un astfel de creștinism de suprafață. Un creștinism plin cu Doamne, Doamne, dar gol de fapte bune și lipsit de putere creștinească. Din creștinismul nostru lipsește tocmai Hristos, lipsește Golgota. De aceea viața noastră e așa de săracă în fapte de putere creștinească. Pe temelie de nisip clădesc apoi și cei ce se lasă de păcate, dar la vreme de ispită iar cad și iar se întorc la ele. Eu am cunoscut creștini care, în posturile cele mari, se lasă regulat de băutură și sudalme, dar îndată ce soseau sărbătorile, cu balurile și valurile petrecerilor, Într-o clipă se răsturna tot ce clădiseră și crâșmele iarăși răsunau de bețiile și de înjurăturile lor. Clădirea lor se răsturna în valurile ispitelor, pentru că îi lipsea temelia cea de piatră. Îi lipsea o îndreptare din temelia vieții. Îi lipsea renașterea sufletească. Mulți pătimași umblă să se lase de patim, dar încercarea lor e zadarnică, pentru că la asta trebuie temelia cea de piatră schimbarea din temelia vieții, renașterea la o viață nouă cu Domnul. Piatra din capul unghiului care este Isus Hristos nu este nici azi luată în seamă de clăditori. Luca 20 cu 17 De aceea e plină lumea de creștini fără putere creștinească și de aceea troznesc în toate părțile clădirile sufletești ale creștinilor de azi. Cei ce clădesc pe nisip sunt apoi mulțimea cea mare a păcătoșilor, viața tuturor păcătoșilor, viața tuturor celor care stăruie în fără de legi și nepăsare de cele sufletești, e o casă zidită pe nisip, care se răstoarnă cu huiet mare în clipele morții. Pe temelie de nisip clădesc spre pildă lacomul și zgârcitul, care nu se mai satură de bani și averi, și pe urmă le lasă pe toate și duc cu ei numai sicriul. Pe temelie de nisip își clădesc viața și cei ce trăiesc numai pentru pântece, pentru pofte și desfătări lumești. Pe temelie de nisip își clădesc viața și cei ce trăiesc în zavisti, în pizme, în pâri, în perechieri și răzbunări. Pe temelie de nisip își clădesc viața și toți ceilalți păcătoși. Desfrânații, hoții, înșelătorii, bețivii, suduitorii, etc. Toți aceștia sunt case zidite pe nisip, sau mai bine zis, sunt case pe care vânturile și furtunile ispitelor le-au răsturnat. Fiecare se ia seama cum zidește 1 Corinten 3 cu 10. Așa vă zic și eu cu Apostolul Pavel. Puneți-vă casa vieții pe temelia cea de piatră până nu-i prea târziu, căci vine moartea și atunci nu veți mai avea vreme. Eu am slujit 10 ani ca preot și am văzut mulți oameni murind. O, ce cumplită este moartea păcătoșilor. În tocmai ca oamenii ce sunt în pericol să se înnece, așa cei păcătoși în clipa morții aleargă să scape de valurile peirii, dar nu mai pot, căci e prea târziu. Mă înfior și azi când mi-aduc aminte cum mor păcătoși și plin de această înfiorare, strig de aici, din cartea aceasta, Puneți omule, casa vieții pe temelia cea de piatră. Pune-o acum până ești viu, căci la moarte e prea târziu. Capitolul 15. Intrați prin ușa cea strâmtă. Intrați prin poarta cea strâmtă, că largă este ușa și lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care o află. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Matei 7, versetele 13 la 15. Siliți-vă să intrați prin poarta cea strâmtă, că mulți, zic voă vor căuta să intre și nu vor putea. După ce se va scula stăpânul casei și va încuia ușa. Luca 13, versetele 24 la 25. Am căutat prin Evanghelie o învățătură potrivită pentru sfârșitul acestei cărți. N-am aflat alta mai potrivită ca învățătura de mai sus a Mântuitorului, despre ușa și calea cea strâmtă a vieții și despre cea largă a pieirii. O, ce învățătura adevărată este aceasta? Parcă nicio o tâlcuire nu mai trebuie la ea. O vedem îndată ce ne uităm în jurul nostru. Iată-o foarte nimerit pusă și în paginile care urmează. Cu huiet mare și înghesuială mare aleargă lumea pe calea cea largă a desfătărilor lumești și a păcatelor dar pe calea cea îngustă a vieții, abia se vede înaintând o ceată mică de creștini. O cale duce spre cer, alta spre iad. Una spre viață veșnică, alta spre pieire veșnică. Pe una te cheamă Domnul, pe alta te înșală diavolul. Una suie, alta coboară. Calea cea strâmbă a vieții suie în sus, spre culmile Ierusalimului Ceresc. Pentru cel înțelept, calea vieții duce tot în sus, ca să se ferească de iadul de jos. Pilde 15 cu 24. Pentru cel nebun, calea pierzării duce alergând tot în jos, spre afunzimile iadului și pieirii sufletești. Despre calea cea strâmtă a vieții, Domnul Iisus zice că cei ce vor să apuce pe ea, trebuie să o afle. Știi tu, cititorule, ce înseamnă să afli calea cea îngustă a vieții? Înseamnă să-L afli pe Iisus Mântuitorul, căci El a zis, eu sunt ușa. De va intra cineva prin mine, se va mântui. Ioan 10 cu 9. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 14 cu 6. Să afli calea vieții înseamnă să-l afli mai întâi pe Domnul. Să afli că El te-a izbăvit de la pieire și ți-a deschis ușa mântuirii prin scump sângele său. Să afli calea vieții înseamnă să afli că Isus este izbăvitorul tău, tovarășul tău de călătorie, puterea ta și scăparea ta. Să afli calea vieții înseamnă să-ți dai seama clipă de clipă că Domnul trăiește cu tine și tu cu el. Oriunde vrei să pleci și să mergi, să te întrebi, oare Domnul merge cu mine sau ba? Oare Domnul merge cu mine la crâșmă? Ba, atunci nici eu nu merg. Oare merge Domnul cu mine noaptea când merg să fur, să desfrânez? Ba, atunci nici eu nu merg. Oare mai stă Domnul cu mine când eu mint, sudui, bazocoresc în șel? Ba, atunci mă las de rele ca să rămână Domnul cu mine. Să nu mergi decât acolo unde și Domnul merge cu tine, și să nu faci nimic înainte de a cere sfat de la El, zicând: Căile tale, Doamne, arată-mi, și cărările tale mă învață. Psalmul 24 cu 4. Când o astfel de legătură ți-ai făcut cu Mântuitorul, atunci să știi, dragă cititorule, că ești pe calea vieții. Englezii au o frumoasă cântare religioasă care începe așa. Eu umblu toată ziua cu Domnul. El poartă greutatea mea și cu sfântă puterea lui mă scapă de calea ea. O, ce viață ușoară și plină de odihnă și de bucurie are cine călătorește împreună cu Domnul pe calea cea strâmtă a vieții. Domnul îi ajută să biruie toate ispitele și greutățile. Față de această cale a vieții, calea cealaltă a morții nu trebuie aflată. Ea stă totdeauna larg deschisă în fața noastră. Diavolul și moarte o țin larg deschisă, cu fel de fel de înșelăciuni, de desfătări și patim lumești. Arma cea mai puternică e și aici alcoolul, cu ajutorul căruia diavolul multe suflete amețește de cap și le pleacă pe calea cea largă a pieirii sufletești. Cu adevărat, largă este calea ce duce la pieire. Când apuci odată pe ea, te duci ca pe gheață. Așa se duce bețivul, așa se duce desfrânatul, zgârcitul, etc. Calea spre Iad este calea ce duce la păcat, și toți cei ce apucă pe ea nu se mai întorc înapoi pe cărările vieții, pilde 7 cu 27. Nu cumva ești și tu, dragă, cititorule pe calea aceasta? Oprește-te, frate dragă, oprește-te din calea morții și ca fiul cel pierdut din Evanghelie, întoarce-te îndată la calea vieții, întoarce-te numai decât, apucă pe calea vieții chiar azi, căci ca mâine poate fi prea târziu va sosi moartea și atunci e prea târziu. Iubiți cititori ai acestei cărți, să apucăm pe calea cea strâmtă a vieții, să apucăm pe calea ce duce în sus spre culmile Ierusalimului Ceresc, să apucăm pe calea ce duce acasă la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu este ușoară această cale, e o cale grea, plină cu multe feluri de ispite și greutăți. Noi însă să stăruim pe suișul acestui drum. Domnul ne cheamă pe această cale, Domnul ne ajută să intrăm pe această cale, căci El a zis, Și dacă mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine, ca să fiți și voi unde sunt eu. Ioan 14,3 Să-i atragem și pe alții pe această cale a mântuirii sufletești. O, oh, lumea de azi e plină de cei ce aleargă în căile pierzării. În numele Domnului Isus, chemați-i înapoi din căile morții. Spuneți-le că Tatăl Ceresc îi așteaptă, ca pe fiul cel pierdut. Spuneți-le că este cumplită moartea păcătoșilor. Iubiți cititori, luptați-vă lupta cea bună. Pliniți-vă datoria și călătoria, ca să ne întâlnim pe urmă cu toții în Ierusalimul cel sufletesc, în cetatea cea sfântă, unde Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne va găti și nouă loc ca să trăim cu El în vecii vecilor. Amin. Rugăciune Isuse, scumpul meu mântuitor, mulți ani am alergat și eu pe calea cea largă a pieirii. Mulți ani am trăit și eu și am călătorit fără de tine. Ca fiul cel pierdut din Evanghelie, ajunsesem și eu la marginea prăpastii. Un pas poate mai trebuia și eram pierdut. Tu, prea scumpul meu mântuitor, mi-ai ajutat să mă opresc din calea morții și să apuc pe calea vieții. Acum călătoresc împreună cu tine. O, ce viață dulce este aceasta! O, cum n-am cunoscut eu mai de mult această viață! Dar ajută-mă, Doamne, ajută-mă, că satana umblă neîncetat să mă despartă iarăși de tine. Îl simt cum, la fiecare pas, deschide în fața mea calea cea largă a păcatelor și mă ispitește să apuc iarăși pe ea. Fii tu, Doamne, clipă de clipă cu mine și eu cu tine. Fii cu mine până în clipa când voi scăpa din lumea aceasta plină de ispite și voi pleca acasă la tine, ca să trăiesc cu tine în vecii vecilor. Amin. Capitolul 16 Ți-a plăcut această carte? Dar diavolul râde de plăcerea ta, el se sperie numai când o rupi cu păcatele și încep o viață nouă cu Domnul. Dragă cititorule, eu știu că ți-a plăcut această carte. Pe unele locuri poate ai și plâns citind-o. Dar diavolul nu se sperie de plăcerea ta. El râde de plăcerea ta. El râde de lacrimile tale. De ce? Pentru că știe că fiorul tău cel sufletesc e numai trecător. E numai o tresărire din somnul păcatelor. Ai tresărit o clipă, și pe urmă și-a adormit în patim și păcate. De această tresărire, diavolul nu se sperie. Nu se teme că te va pierde. Diavolul se sperie numai atunci când iei hotărârea să o rup cu viața și trecutul tău cel păcătos. Când îl primești pe Domnul, pe împăratul, stăpânul și cârmâitorul peste viața și inima ta și încep cu el o viață de luptă și de biruință contra păcatelor și contra ispititorului diavol. Despre cum se câștigă această biruință, citiți cartea ce este oastea Domnului și intrați în oastea Domnului. Oastea Domnului e o mișcare de renaștere sufletească, de luptă contra beții, a sudalmei și a altor răutăți. Ea hotărăște pe oameni la o viață nouă cu Domnul, la o schimbare din temelie a vieții. Dragă cititorule, de vrei să ai folos sufletesc din citirea acestor pilde, nu te mulțumi numai cu plăcerea și fiorul sufletesc pe care le-ai avut citindu-le, ci lasă-l pe Duhul Sfânt să lucreze mai departe în sufletul tău și să te trezească la o viață nouă. Intră în oastea Domnului, primește-l pe Domnul ca să începi o viață nouă cu el. Cartea din Pildele Mântuitorului de preot Iosif Trifa Ediția 5, editura oastea Domnului, Sibiu 2000